La toți de față și viitor sănătate, sunteți la Vreau să știu, locul din care spunem noi la final, dacă rămânem cu o povestioară, cu o istorioară, cu ceva interesant, înseamnă că ne-am atins scopul. Ca de fiecare dată, prietenii noștri de la Unibet sunt alături de noi. Dacă vreți măsuță cu lăcustă, cu greieraș, cu ceea ce, cu furnici, o puteți comanda pe mijloc, bineînțeles, de la UD Bucovina, la fel alături de noi. Bineînțeles, prietenii de la Badabun cumpăr de plăcere și bucatele aduse de Răducu Darie, atelierul de tarte, ori pe Ion Mihalache 20, ori dacă nu de acasă, țâc, 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 și vin oamenii la voi. Acestea fiind zise, haideți să procedem la drum. Pe invitatul nostru de astăzi putem să-l prezentăm în X moduri. Primul ar fi recitând sau reamintind faimoasa replică: păi bine, mă, bulangiilor, trebuie să dau 11.000 de telefoane ca să aflu unde ardeți voi în seara asta. Sau putem vorbi, că a făcut parte din distribuția unui film ce povestește unul dintre cele mai importante filme din istoria noastră, făcut acum mulți, mulți, mulți ani. Și cred că e și pierdut, dacă nu mă înșel. N-aș vrea să-l periez prea tare, că nu ne-am luat perii. E mic, dar uriaș. Așa cum vorbeau ziariștii spanioli despre Juninho. Dădea o pozuță cu el și zicea: e mic, dar uriaș. Dragi prieteni, Marius Florea Visante. Ei, deci ăsta așa, un fel de gică Hagi Pactorie. Da. Exact. L-a sunat pe domnul George Mihăiță Bonel Nicoliță, da, știi? Știu, zis, ești Ronaldinho al fotbalului, al teatrului. Să știi. Iată-mă acum, da. Nu știi, pe aia cu Neamiai, Neamiai, da. Sus, Neamiai, în jos, și am dat, care Neamiai, mă, ești nebun? Cu Mihai, Neamiai, da. Na, George Miai. Mihăiță, mă, dacă a, nu-mi permit, mă, eu. Permit, da, confirmată de domnul. Ce ați făcut în ultimii 50 de ani, domnule Visante? Că domnule, era, deci, ce faci, știi? Am făcut burtică. Hai să nu ne luăm de ăștia care okay. Au, da? Nu, treci. Dar nu ziceam că să vorbim cu oameni care mă trece. Înțeleg. Să vorbim pe înțelesul. Dar de unde v-a apărut asta? Investiție? Nu, se lucrează de mic. Se lucrează de mic. Fratele meu, da, fratele meu spunea Marius Gross. Deci știa ceva. Da, nu, el vedea bine. El vedea bine. Eu m-am chinuit așa până adolescență să dau pe suplitudine. Pe cine? Da, lăsați așa. Mi-a ieșit vreo câțiva ani, să știi. Făceam plancuri seara înainte de culcare. Vreo 100 de flotări, chestii de genul ăsta. Împingeai, da, pământul? Da, 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 da. Am avut o perioadă scurtă, mi-a trecut repede. Și, da, mi-a trecut e repede. Celebru bancul, nimerim sala, dar nu sala de antrenament, ci aia de mese. Da, asta de mese, e, da, este problema noastră. Deci ne-am născut în... Ne-am născut în România, ceea ce citez un mare hit, e și grea, e și frumoasă viața de român. S-a vorba lui Cicuță Hagi, de care a amintit, viața e frumoasă, dar merită trăită. Trăită, exact. Și m-am născut în Oradea, dintre care atât îmi aduc aminte că scrie în certificatul de naștere. Și pe Wikipedia. Da. Dar pe Wikipedia dă ceva că nu te cheamă Visante. Nu, sau așa că... e. Nu, deci mă, cheamă, mă cheamă Florea Marius, atenție, Dorin. Florea e nume mititel? Nu, Florea e numele de familie. Deci Florea e numele, da, de familie. Da, și da. Bun, mă, Dorin am înțeles, Marius Dorin am înțeles. Dorin că am fost dorit. Eram singurul băiat din neam. Și de unde ajunge la Visante? Păi vezi tu, până a 8-a am fost la o tabără de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei. Ceva. Da. Da. E, și asta era pe țară. Și eram, nu știu cât, vreo 10-12 județe cu reprezentanți din județe. Iartă-mă o secundă, până între 8 ani nimic Visante, deci erai, nu, domnul... Zero. Zero. Zero, zero. Mi se spunea Hans, Oci, alte, bun, porecle. Evident, aveam un tic verbal cu evident și mi se spunea evident. Bă, dar cine îți spunea, erau niște oameni citiți? Nu, că auzeau la mine. Iartă-mă, nu, ei nu citeau, ei doar auzeau bine. Evident? Deci evident. Te strigau? Alo, evident, ei, vină cu evident. Evident, în parc, la erai fotbal. Ca în inimă de țigan. Da, nu știu, nu știu exact, că n-am ajuns până în inimă. Bun, evident, ajunsătem a 8-a tabără. Oci, cu tăi, nu știu. Și în fiecare seară din cele 2 săptămâni de tabără, în fiecare seară câte un județ organiza un mic program artistic, un spectacolaș. Da, da. Și băi, au fost unii din Pitești, nu mi-aduc aminte absolut nimic, în afară de faptul că era un băiat mucalit așa, brunețel, nu știu ce, cu un nas fonfonit, avea un voce așa, bă, și a început să zică o povestire cu Visantea Haiducu. Dar care de fapt era o satiră, că ăsta era Visantea Bișnițaru, de fapt. Dar spunea așa, cum se zicea pe la tezauri folclori, și a apărut Visantea, că l-are pe calul său, cataclop, 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 cicaclop, 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 și coborul de pe cal, scoase buzduganul, lovim poartă, cio, 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 și zise,
Reparați poarta. Nu știu, nu mai țin minte. Băi, cert este că atât am râs, îmi plăcea felul, melodia pe care o avea el când spunea treaba asta, încât m-am trezit că noaptea aia l-am visat și a doua zi de dimineață îl știam la perfecțiune tot textul. M-am întors în prima București, audiție, da, auzit. M-am întors în București și am început să-l zic și eu în părculeț, în spate, la băieți, când dădeam drumul la prima țigărușă, știi? Da. Că așa, până la 8-a se începe. Da, dar îți lipsește o bucată, dar o ține minte. De ce București? Cum adică? Ne-am născut în Oradea și te-ai trezit în București. Tata, ofițer de carieră. Și evident cum mai lua o făcea, a făcut vreo trei facultăți. Și cum mai făcea câte o facultate, el mai mărea în grad, mai făcea nu știu mai și până la urmă a ajuns să lucreze la minister, la aviația civilă. El ofițer fiind, dar la departamentul aviației civile, la Ministerul Apărării Naționale. Și na, evident că ne-am mutat în București, că acolo era ministerul. În Ho Chi Minh, în drumul Taberei? Da, lângă Ho Chi Minh, dar noi am stat chiar pe compozitorilor, pe stradă cu Angela Similea. Ce vorbești, mă? Altceva. Exact lângă blocul cu garsonieri unde stăteau toți, Belo Dedici, Lăcătuș, exact în anii aia. Păi eu vedeam la Belo acasă, Belo avea video și ne plăcea pe noi băiețașii din părculețul din fața blocului lui și ne mai chema și vedeam video. Nenicule! Desene, filmulețe cu Bruce Lee, cu Cutare, eu am fost de vreo 3 ori la Belo acasă. Și eram și copii, șoc, uite, asta e bombă. Marius Vizante a fost acasă la Belo Dedici. Da. Câștigător de... Apucase să ia. Adică era în 86, eu deja aveam 12 ani, nu cred că era mai mic, nu mai știu. Pe acolo, în anii aia. Până anii aia, sincer, nu mai știu, dar nu cred că apucase să ia încă. Deci tu născut în 72 și asta în 86 aveai... 86, 14 ani. 14 anișori. Bun. 14, hai că cu aritmetica s-a asta zic, păi de aia zic, să nu ne face... Bun. 14, nu, 12, dar corect nu, era mai înainte, era înainte de 86. Era înainte de 86. Bun. Și în spatele blocului tu recitai? Adică... Nu recitam, dar spuneam bancuri și aia spuneau câte un banc și bă, să vă zic eu una. Și începeam și dădea drumul la balada cu Vizantea Bișnițaru, care, mă rog, venea cu tare și el era cu modele naționale la gât și la mâneci, că nu stă așa. Nu mai țin minte, ceva ce de genul ăsta, că vindea blugi, țigări, nu știu ce, cum era pe vremea aia, Bișniță, știi? Băi, nene, și râdeau ăia și care cum mai venea, mă, ce mă chema, vin cu zile și la astea. Și s-a întâmplat într-a noua, fii atent că asta e cea mai tare, într-a noua, cred că și cunoști personajul, în clasa noua, eu deja eram vedetă, eram în clubul de creație literară, la clubul de nu știu ce, la școală, luasem pentru poezie, pentru recitativ, pentru monolog, nu știu ce, Cântarea României, pentru a opta, așa, eu în capul meu deja eram vedetă locală, știi? Și nu m-am fost eu atent acolo că m-am dus să dau admitere la liceu și am greșit. 4 cu 3 egal 8, la una mi-am dat minus în loc de plus, mi s-a părut mie că nu e bine plus, am șters și am pus minus, deși rezolvasem exercițiu, știi? Și în loc să iau 8, nu știu cât, și să intru relaxat, așa, am luat 5 sau nu știu cât, mi-a ieșit media și m-au declarat respins, înțelegeam, picat la treapta întâi. Și m-au redistribuit în militari, în spatele blocurilor, la celebrul liceu industrial 20. Industrial 20 militar. Atenție, ții minte că era așa, era mate fizică, da, cea mai sus, electrotehnică a doua, mecanică a treia. Ții minte că astea erau primele secții. Dar care industrial 20 ăsta? Fii atent, hai că să mergem un pic în jos, da. Și ajungem și la industrial 20. Da. După aia era prelucrarea lemnului și sub aia erau construcții. Înțelegi? Unde e nimerit? A construit în industrial 20, lujerului. Așa. Actualmente e pasajul. Acolo era un bloc turn. Da, de pensionari. Care a fost bucată exact. Cu bucată ca să facă în 87 exact. Pasaj. Noi eram la liceu și ne uitam de pe geam cum îl demolează. Și inhalam tot praful ăla, că era așa. Vară și ne intra praful în clasă, dar stăteam și ne uitam cum demolează blocul. Sunt vreo două rânduri de blocuri. Adică economic acolo. 5 chirițescu de azi. La veteranilor în piață, zici tu, mai în spate. Până în piață. Posibil. Azi e posibil. Economic 5 chiriță. O curte destul de mare, da. Unde jucam fotbal, nu știu ce, cu tare bine. Eu am nimerit și într-o clasă, că eram numai de ăștia redistribuiți de la alte licee. Și eram 7 băieți. Avea și o sală de sport de basket. Economic 5 chirițescu. Proful de sport de basket atunci, care era și pe partea de cultură cu liceu, cu Cântarea României, cu nu știu ce, domnul Fodoreanu, care ulterior a avut simpaturismul, dacă mai ții tu minte, înalt, da, grizonant, da. Pe lângă echipa națională, un domn așa spircuit. Da, simpaturism. Așa, bun. Fodoreanu, dacă nu greșesc.
sau Fodor Fodoreanu, deja e de mult. Da. Bref, cert este că am nimerit acolo în liceu ăsta unde s-a făcut careu în prima zi de școală, a vorbit toarșa directoare, nu știu ce cu tare, și în timp ce vorbea, văd în spate, trag la gard, vreo 3 dube de miliție. Înțelegi? Și cu tare, și ce, nevcutare, anul nou școlar, vorbește frumos, tovarășa, să fie, să partidul, să UTC-ul, să dragi lași, nu știu ce. Pac, și după aia zice, și acum să facă în pas în față, Dorogeanu, Gimbireanu, înțelegi? Și iese unul în față, cum nu așa, cred că am zis că, dracu, e profesor la ceva, sau ce naiba, o fi profesor de mandolină. Nu, el era clasa noua, al șaselea an la rând, și l-au luat, l-au tuns în fața careului și l-au băgat în dubă, că nu știu ce a furat, nu știu ce a făcut, pe cine a bătut, ce spartă, așa. Mai tuns vreo 3 fete. Bucuria și dorință de pentru da, da, a plecat pe educație. Era plecat pe educație. Nu? A plecat de mult. Că venise la deschiderea lui școlar, adică... I-a dus cu forța ca să-i arate exemplu negativ. Da. Am mai tuns vreo 2 fete, nu știm exact de ce, dar am aflat ulterior că făceau nu știu ce în toaletă și i-a prins directoarea. Deci iată un loc frumos. Da, da, ți-o dai seama, așa a fost prima mea întâlnire cu liceul. Și atunci mi-am zis, bă, nene, trebuie să fac ceva să mă salvez de aici. Și am ochit eu vreo 2-3 mai șmecheri care erau pe la fotbal, aveau glume pe la ei, știi cum sunt ăștia, care au și glumele la ei în timp ce joacă fotbal. Exact, cu școala vieți. Și am zis, bă, acolo trebuie să lucrez eu. Și am început la aia să le spun bancuri, să mă bag în echipă, că-s bun portar, aveam reflexe foarte bune. Și fusesem pe la Steaua, la copii, la handbal, dar dacă l-am crescut în înălțime, știi? Și eram bun în poartă, poarta mică tot de handbal, noi jucam fotbal și eram bun în poartă și m-am băgat în poartă și m-am prins cu tare și m-am prietenit cu ăștia. Și le spuneam bancurile, nu știu ce le spuneam. Și așa am ajuns din nou repede vedetă în curtea școlii și în sala de sport, unde a aflat și proful de sport de mine. Că am, că fac, că sunt cu dume, că cu tare. Cine ăsta de nu-l bat? Nu l-au bătut până acum, știi? Nu mi-au furat ochelarii, nu l-au bătut cu ghiozdanul, știi? Nu m-au găsit într-un tomberon sau ceva. Cine ăsta cu față de intelectual? Dar și tu benoclis de mic? Da, de clasa 4-a, da. Și... Și zice și blonziu și cu dar mai nicio legătură, deci era ceva, înțelegi, ca într-un film prost. Și a venit la mine și, băi, tu știi să reciți? Dar cum să nu presem la cercul literar? Eu scriu poezii, mi-am făcut și cer de creație în liceu. Lasă-mă astea. Bref, nu știu, da, mă, vină cu ace, hai. Păi stați cam ore, lasă-le, mă, de ore, vină cu ace. Și m-a luat și am plecat la preselecție la Cântarea României. Și ajung acolo și mă așez și mă uit, și mă uit, și mă uit. Bă, și vine brigada artistică de la pedagogic, brigada artistică de la nu știu ce. Pam, și, pam. Da, pam, cu eticheta, cu matricola, cu scutirea medicală, cu dragi colegi. Bref, și mă uit și, bă, astea-s glume, mă. Și îl chem pe domnul profesor. Domnul profesor, domnule, am eu un monolog satiric. Deci nu, e, astea sunt. Bă, sigur e bun. Vă jur. Bă, e bun. Bă, mă uit în ochii, e bun. Da, vezi că mă duc să te înscriu. Și m-a înscris și la sfârșit m-a invitat și pe mine. Deci, da, Florea, poziția, nu știu, pe, da, ultimul, îți dai seama, m-am pus acolo, poziția ultimul. Am stat vreo 4 ore, nu știu. Și intru cu monologul cu Vizante. S-a terminat. La Ecran Club. Da. S-a terminat, s-a derumat sala, vai de mine. Deci s-a terminat sala asta, nu știu ce, n-a existat serbare, manifestare de Cântarea României, de UTC, de ziua, nu contează, Bagobaia. Se făcea cât un spectacol artistic. În prima parte erau poezele și dansuri tematice cu muncitori, cu cutare, tot fetele de la trupa de dans modern de la pedagogic era, înțelegi? Era numai fete, îți dai seama. Da, era frumos. Și la în prima parte erau un salopete, țesătorese, cutare, minerițe, ce naiba erau, și pac, se făcea o mică pauză și în partea a doua era pe relaxare. Se cânta trupa de la PTTR 13-le, Industrial 13-le, înțelegi, cântau rock, trupă mișto. Mamă. Da, gutase la baterie, cu cutare, adică acum sunt unii foarte tari în formații, de pe în direcția 5 era cineva, adică au ajuns muzicieni. Da. Sunt în trupe tare acum unii dintre ei, știi? Fetele de la pedagogic deodată mâncau jeratec și păreau niște bombe cu dans modern, cu parabim, babim, băbaf, cu sclipici, cu craci frumoși, cu ciorapul cu plasă. Înțelegi? Și bineînțeles momentul satiric cu Vizante. Băi, nene, deci n-am văzut că umpleau sălile cu forța. 8-700 de oameni în sală, îi aduceau cu forța de la toate școlile, toți erau fericiți că copiii de la școală. Și în vreo 2 ani de zile, practic, toți elevii dintre a 9-a și a 12-a, cumva cu rândul, m-au văzut toți pe scenă zicând Vizante. Și așa am rămas, uite-l pe la Vizante. Am ajuns într-a 12-a, diriga, atenție, într-a 12-a, că eu n-am mai plecat din liceul ăla, pentru că ce era miez. Deci cum să plec? Îți dai seama. Cum să plec? A ajuns diriga, făcea catalogul și a ajuns. Florea Mare. Mă, cine s-a dă nu-l cunoști și n-a nicio absență la mine? Păi eu sunt eu doamne. Ți-i așa zice? Nu, doamne, să-i poreclă.
Și a scris în catalog, vizante, ca să nu uite. Nu l-ai mai găsit niciodată pe băiatul care a... Mă, nu, a mai tot dat sfoară în țară, mai zici pe la alte emisiuni, am zis pe Facebook. Nu, el era și mai mare de vârstă nițel. Îmi pare rău să-ți apară. Jur că vreau să-l cunosc, că practic el a fost declanșatorul. Da, da, flama. Pentru că apoi ajung la Teatrul Național, tot așa, pentru o conjunctură tâmpită, nu trebuia să mă angajez eu venisem să ajut un alt coleg, știi? Că decât să spună monologe sau poezie, am zis să facem scene în doi, că e mult mai teatral și practic... Deci tu la admitere n-ai avut treabă? La institut? Da. Sau cum ai ajuns la institut? Am picat. În primul an am picat, că era 90, abar n-aveam ce, și cum și ce, abar n-aveam nimic. Eu eram doar vizante, în capul meu eram bun. Deja știam toate monologele, îmi luasem... Deci tu ai început ok viața cât de cât, da, adică cu neadmitere la liceu și cu neadmitere la... Exact. La IATC cum era pe atunci, că nu se schimba. IATC era, da. Dar faza care e? Că era o groază de probe de-astea eliminatorii. Și am trecut de toate cu brio. Ba chiar mai veneau câte unii, că pe lângă comisia de profesori mai stăteau chibiți și câțiva studenți de-ai lor, știi, preferația. Și veneau și au după aia și mă felicitau, țină tot așa, bravo. Vino, ai grijă ce spui, ce spui la următoarea probă. Bă, nu e bună la vezi, schimbă-l, fă-l ăla, știi? Și am simțit un soi de emulație așa, adică mă plăceau și viitorii mei colegi, da, cum ar veni. Mă simt ăștia unul de-a lor. Da, voiau să vină de la junior, să vină la noi, frumoasă, știi? Ca să zic așa, flatulantă. Știi? Dar mai ții minte prima trupă de... care te-a analizat, Temistocle Popa, Marius Țeicu. Da, prima trupă a fost... Primul prezidiu. Bibanu, cred că era Alexandru, era Adrian Titien, cred că era, atunci era ceva preparator sau ceva asistent, ceva. Să zic, era la începutul carierei în institut. Deci ce spun eu acum, este 90, atenție, toamna lui 90, acum 1000 de ani. Așa, și asta a fost era prima probă. Era negru. Și era prima probă. Prima era mai ușurică, așa, doar să te vadă că nu ești ceamparliu, că nu ești nebun, da, că nu te apucă sau că n-ai cine știe ce infirmități care nu merg la actorie, că totuși trebuie să fii valid sau eu știu ce defecte de vorbire sau îți fuge ochiul sau abar n-am. Și asta e mai simpluță cumva. Și era, Bibanu era șef de comisie și am intrat și am zis-o, nu mai știu exact, dar cam așa era, o mică fabuliță a lui Topărceanu Piticul. Ha! A făcut când a auzit. Ha! Spune, dragă. Și eu zic, Piticul, ce că a fost, ce că mai de mult odată, o văduvă bogată fusese măritată cu un om mare la stat. O fi dus altă dată o viață fericită, dar până la urmă și Piticul, nu, o fi dus altă dată o viață mulțumită sau nu știu cum, dar până la urmă și Piticul a făcut-o fericită. Ha! A făcut a doua oară. Morala, prin muncă și răbdare, poți face cât unul mare. Ha! Eu praznic, a zis Biman. Și ce a vorbit cu Titie, pac, admis, bine copile. Și asta a fost prima. Adică n-a fost nevoie de mai mult aici, știi? Mă rog, după aia am spus multe tâmpenii. Cert este că am picat, după aia am făcut 3 ani la o facultate particulară, se inventase, da, chiar atunci prin o facultate particulară. Am făcut 3 ani, pe urmă într-o vară mă plictiseam și n-aveam nici bani și zic, bă, ce să fac? Ia să mă duc eu să dau la stat ca să-mi scot din cap frustrarea că am fost respins. Și doi, mă duc acolo, le dau și o palmă morală, că băi, fraierilor, pe cine ați pierdut? Băiatul ăla, pe care nu l-ați primit. Știți voi, așa? Eu deja jucam la teatru de comedie, jucasem, deja filmasem E Pericolosul Sport Jersey, atenție. Deci, da. Nu a apăruse pe ecrane, dar juca, îl filmasem. Știam că urmează să apară, adică eu în mintea mea... Dați-vă un pic de aici că a venit șeriful stelar. Da, așa, să se deschidă, da, apele că trec eu. Și zic, bă, dar mă duc să văd și pe acolo. Că eu mai am timp până începe la noi. Și atât de tare mi-a plăcut la admitere, atât de tare am simțit că e o emulație pentru actorie, pentru nu știu ce. Am stat vreo 2 săptămâni acolo, m-am dus la cursuri, că am intrat și m-am dus la cursuri, bă, și atât de tare mi-a plăcut și atât de mult mi-am dat seama că atât că poți învăța tot timpul. Și m-a apucat și un soi de frică, zic, băi, ok, termin acum, mă angajez, urma să mă angajez la teatru de comedie. Zic, vine un regizor, îmi dă un rol mare, știu să-l fac? Și mi-era cam frică, mai ales noaptea, așa, că mă băgam în pat. Bă, să nu mă fac de rușine, da. Știu să-l fac? Adică, pe bune, sanchi, eu sunt glumeț, am, dar știu să fac un rol. Vine la poc, da, ia-l. Știu? Și m-am cam luat frica. Și, băi, nu știu ce s-a întâmplat, sincer, că nu știu să explic. Am avut nebunia, curajul, zic cum vrei, am renunțat complet la cei 3 ani de facultate particulară și am luat-o de la capăt la stat. Repet, eu urmând să mă angajez la teatru de comedie, jucam deja în 2 spectacole. Foarte dar a fost o chestie de deasupra mea cumva, adică nici măcar nu mă pot lăuda cu ea, adică n-am făcut-o
pe deplin conștient. A fost mai degrabă, simțeam frica asta sau dorința asta de acum la mai mult. Nu puteai învăța în continuare și la, după ea, să păi continui cu cei trei ani. Nu. Și nu. Să înveți acolo roluri șmechere? Păi nu, nu era de roluri, era de cum să devină. Acolo tot actorie erai. Da, numai că știi că faza care că e atât de subtilă treaba cu cum să, te, cum să înveți să devii actor. Și e atât de personală, e o chestie că atât de intimă și atât de greu de explicat, încât foarte puțină lume poate să-i spui, să-l arăți cu degetul, să-i spui un pedagog de arta actorului, adică să știe să scoată din tine actor. Nu să fie el actor sau să-ți vorbească despre actorie. Nu, să te facă pe tine să devii un actor și mai bun. Dar acolo la particular nu erau și, bă, erau, nu predau dar, și cei de la știință? Erau, dar cumva eu nu eram gata, cred că eram prea tânăr. Eram necop. Deci în mintea ta tot statul era de acolo de unde se dă ura exact. Pe de-o parte, dar nu numai asta, nu numai asta. Pur și simplu eu încă nu eram stăpân pe mine și pe mijloacele mele. Știi? Foarte tare asta, adică să faci nebunia asta. Da, 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 și eu mă mir. Într-un moment da. În care erai deja vedetuță. Să zicem, da, să zicem. Vedetuță. În capul meu, da, în capul meu eram. În cap, aveai teatru, aveai film, da, aveai... Da, 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 da. Și pe vremea aia se consuma. Da. Bine, și acum se consuma, da. Să vedem team building-ul sau asta. Da. Dar tu în familie cineva? Nu. Adică nu, nicio nimic. Treabă, nicio treabă, nu. Bine, sigur, glumeți așa, toți avem în neam. Toți suntem verișori de la tecuci. Care la... îți face toată petrecerea. Da. La o nuntă? Dar nu. Nu. Dar n-ai pornit cu asta? Vorbesc foarte serios. N-ai pornit cu asta? Mamă, să moare de foame, terminați cu actoria. Măi, da și nu. Povestea este așa. Odată că am picat la liceu și m-am dus la taică, mi-a urcat la minister, zic, nu se poate să nu știi pe cineva, să mă mut. Mă duc la un liceu militar, nu știu, dar nu pot să mă duc acolo, că acolo mă iau aia cu duba, mă bată aia pe acolo, îmi pun ciungă în păr. Odată la o săptămână, da, zic, adică nu e locul meu acolo. Și că mi-a zis, bă, tu ai picat. Tu trebuie să te rezolvi. Și atunci mi s-a părut pedagogic foarte mișto, știi? Bun asta. Taică-mi fiind oricum, adică cum să spun, destul de bun ca în pedagogie cu noi. N-avea el foarte mult timp. Dar asta mi s-a părut foarte corectă. Știi? Pentru că, până la urmă, e o treabă de asumare. Frate, tu ai greșit-o, tu rezolvă. Dar pe urmă, am picat, iarăși s-a uitat la mine și a zis, te duci în armată. Ce să-ți fac? Așa te lua în armată, da, știi? Dacă nu intrai sau te duci la termen redus. Sau atunci deja era posibilitatea să faci facultate, să faci 6 luni după ce ai terminat facultatea. Da. Și zice, ok, te duci în armată, între timp ai, te gândești, ai un an să te gândești, ce faci, ce drept, și asta este. Așa eu poți să-ți aranjezi să faci armată mai aproape de casă, să zicem, nu chiar la mama dracului, dar da, tot armată se cheamă. Nu mă bag, bă, tu le-ai greșit, tu le rezolvi. Și aflu că s-a făcut facultatea particulară. Profesor mișto, Moțu Pitiș, Anda Călugăreanu, băi, Sobiceh, băi, și bun, și profesor de pe partea de teorie, nu știe lumea, dar mari profesori, autorii de manuale, Ileana Berlogia, Silvia Cucu, Elisabeta Munteanu, Cristian Munteanu, mulți, adică ce să spun, după aia veni și doamna Sandamanu. Pe care aveai la particular. Care veneau la particular, înțelegi? Deci cumva... Era cel puțin ca la stat, dacă nu chiar mai bine. Pentru că aveau libertatea de a-și face propria metodă, nu metoda ceaușistă moștenită, știi? Dar costa enorm. 38.000 de lei, că țin minte și acum. O dacie era 70.000. 38.000 un an? Un an, plătiți în avans când începe școala. Și cu toate astea era full, că ne aducem aminte, adică și apăreau tot timpul și facultatea de drept. Dar bun, asta eu zic că 90, face. Că după aia s-au mai ieftinit nițel s-au mai înnat. Pentru că apăruseră mai multe, dar era concurența mare. Bă, 38.000 de lei. Dar ce era? Hiperion? Ce era? Nu, Academia de Arte Luceafărul. Ea după aia s-a și desfințat, s-a spart, anumite secții au plecat la Titu Maiorescu, altele la Ecologic, altele la Hiperion, că era Academie, erau mai multe, era și arte plastice, și cinema, și regie, teatru și actori. Nu erau rău la, nu rele rău. La bază, așa. Nu, după aia sau mai că au început să tragă la Xerox s-au diplomele și... S-au subțiat. Și am ajuns la marii doctori pe care avem în ziua de azi. Corect. Și la comedie cum ai ajuns? Asistentul de la noi de la clasă era regretatul actor Sorin Gheorghiu de la Teatrul de Comedie. Și se monta nu știu ce spectacol și erau niște rolișoare mai mititele și aveau nevoie de unii mai tineri și așa, și nu erau în teatru actor foarte tineri și așa, și ne-a adus
Tu nimic până atunci. Nu, nimic. În afară de monologe, că eu făceam în continuare monologe satirice, adică eu apăream, eu jucam la Polivalentă seara, eu eram în spectacol de-astea, în șușe din astea de divertisment. Deci tu erai un fel de stand-upper de acum, da, atunci, 35 de ani în 90. Am început în 89. Și apăream pe scenă cu Bibanu, cu Horia Șerbănescu, cu Nicu Constantin, cu Jean Constantin, cu Arșinel, cu Dor Octavian Dumitru. La nici 20 de ani împliniți? Da. Da, eu eram pe scenă cu ei. De exemplu, la Dor Octavian Dumitru, iartă-mă că mă laud că de-aia m-a invitat. Da, corect. Se rupea polivalența, înțelegi? Că nu voia nimeni să mai intre după Doru. Că nu se mai putea după Dor Octavian Dumitru, nu se mai putea, să rupea sala și nu mai intra nimeni. Decât să cânte Fonograf sau Loredana sau cine era pe vremea aia, știi? Foarte compact, tare. Așa. Dar nu mai intra nimeni pe parte de satiră, de momente comice, știi, de monolog sau așa. Și eu am fost singurul care am intrat. Copile. Bagă, și eu puteam să comentez. Dă-ți seama, câștigam bani. Sala Polivalentă plină, înțelegi? Și culmea că am fost singurul care n-am fost huiduit, pentru că înainte, bă, Biban sau Cutare, pe cât erau de iubiți, pentru că publicul ar venise chitit pe Dor Octavian Dumitru, îi cam huiduiai, cam ușuia, hai mă repede că l-așteptăm pe Doru. Am terminat și cu aplauze. Tu înțelegi? Foarte după Doru. Bine, e drept că era o diferență fabuloasă. Eram un copil, ce am parliu, jucam într-o perioadă în care glumele nu puteai să faci ce glume voi ai tu. Era... Nu chiar. Dar se mai deschisese un pic. Deja eram 90. Făceam glume cu minerii, cu Cutare, cu ce era atunci. Da, și... de unde atâția bani? 38.000 de euro. Noi suntem 4 la părinți. Practic aveam un singur salariu. Abia urma să... Mă reînceapă serviciu maică-mea, că crescuse sora mea cea mică. Deci suntem 4 copii la părinți, înțelegeți? Dai să-mi dă unde, pe un salariu, era foamete mare, mă, la noi. Noi la fiecare sfârșit de săptămână mâncam doar pâine cu untură și cu sare grunjoasă și cu boia de ardei. Că nu aveam bani de nimic, nici măcar de salam de la de vară, nenorocirea aia, de soia. Dar s-am 38.000. Și nu știu ce s-a întâmplat, transfigura cum am fost și i-am zis lui taică-mi că eu vreau la facultatea asta, că eu cred că asta e chemarea mea. Și nu știu ce a văzut el, ce n-a văzut, a strâmbat de nas cât, i-am zis 38.000, s-a albit, a plecat. Discuție în bucătărie, că n-aveam unde, știi, închideau ușa la bucătărie și vorbeam noi doi. Bă, și pe vreo 2-3 zile vine, mă cheamă în bucătărie, eu m-am și speriat, iar am făcut ceva nasol, da. Că în bucătărie erau discuțiile, iar am mai făcut ceva, am mai zis ceva, m-a auzit înjurând cu băieții la fotbal, dracu, m-a văzut fumând, eu știu, am comis ceva. Am făcut ceva și am intrat spășit așa și îl scoate și pune diplomatul pe masă. Puf. Fii atent ce zic aici. Noi trebuie să ne luăm acum, că mi-a venit rândul la CR, să ne luăm și noi televizor color, mașină de spălat automată. Că n-aveam. Aveam un Albalux de la maică-mea săraca, spălea în cadă pentru 6 oameni. Da. Așa, mașină de spălat automată, covor, că ăsta l-avem de așa în sufragerie și nu mai știu ce dăm banii ăștia. Ia-i. Wow. Și dovedește că îi meriți. Mamă, deci m-am schimbat la față și am jurat solemn, cred că eram cel mai penibil, dacă mă filmai, nici pionierii nu erau atât de solemni cum i-am jurat eu atunci lui taică-miu, că o să vezi, că o să-ți dau toți banii înapoi. Și nu o să mai aveți niciodată nevoie, o să vă dau eu bani. Și mi-a dat 38.000 de lei, repet. Mamă. Băi, era cu banii aia, atunci cred că cumpărai 5-6 garsoniere. Deci deveneai mic rechin imobiliar cu banii aia. Și eu am avut cash într-o servietă, înțelegi, ca să-mi fac eu damblaua, că vreau să fiu actor. Și atunci, ca să-mi plătesc, făceam asta. Și pentru că eram la școală ziua, făceam stand-up în barurile de noapte, la Melody, la Berlin, la Capitol, cu... Atunci l-am cunoscut și pe Jean Paller, am făcut chiar momente cu Jean Paller, atunci am făcut primul moment cu Țociu, care de-abia venise în București, eram anul 2, era anul 1 la particulara asta, Țociu, și așa l-am cunoscut și ne-am luat două sticle de șpriț, ne-am băgat jos în cramă la Hanul Manuc și am scris primul moment împreună, am vrut să ne chemăm Black and White, îți dai seama, și eu să fiu Black și el White, înțelegi? Și am scris acolo și parodii și nu știu ce și nu știu cum, până nu ne-am mai văzut, că el avea niște concerte și la revedere, s-a terminat. S-a dus singur în sfârșit. Și și-a făcut cariera lui, mi-am văzut mai mult de teatru și de film și s-a dus foarte mult doar pe partea asta de satiră, de stand-up, cum se cheamă acum. Deși atâtea erau altceva, erau monologi, era o altă structură.
Și noi făceam personaje. Adică eu aveam mai multe rețete, știi? Jucam, de exemplu, americanul nimerit la București, știi? Și eram așa, ce vorbeam așa și ha, așa, exact cum arătam atunci, era bine. Și cu bermude și ha, ha. Și cu minerii, că ce frumos că au pus panseluțe și nu știu ce, cu tare. Și am făcut cunoștință și ne-am dat mâna. Și eu am dat doar dreapta, că stânga n-am mai vrut să le dau. Nu, și glume de căcat, dar în sfârșit să râdea. Bun. Alta, eram chiar un bețiv și eram rupt, nu știu ce, alta, și mai aveam câteva scheme din astea. Și rulam glumele între ele. Mă rog, și câștigam bani, mulți. Și ziua eram la facultate, noaptea eram în barurile de noapte ca să îi dau banii înapoi lui taică. Și ai dat? Da. Da, 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 da. Și am dat și am și... Foarte tare. Și ai ajuns pe scenă la comedie. Așa m-a ajutat cu Sorin Gheorghiu, ne-a dus să ne arate la noul director revenit din Danemarca, dizidentul reposatul Lucian Giurchescu, director al Teatrului de Comedie. Ne-a văzut și ne-a băgat într-un spectacol. Pe mine și când cu un coleg. Și apoi, fiind acolo și jucând și fiind simpatic și împrietenându-mă cu cei din distribuție și așa mai departe, eram în cabină cu Malia Anrâna și cu Șerban Cile, altul care s-a dus, Dumnezeu să-l odihnească și pe Șerban Cile. Și așa mai departe, am intrat și în al doilea spectacol. Știi? Și m-a luat deoparte directorul Lucian Giorchescu și mi-a zis: copile, tu fii cu minte, termină și 4 ani, că uite, eu am un cadru juridic să te pot angaja, chiar dacă ești de la facultate particular. Fii serios, vezi-ți de treabă, că tu ăsta e locul tău aici la comedie. Și cu toate astea, eu ce am făcut? M-am dus la IATC. Înțelegi? De bine ce-ți fusese omul. M-ai înțeles? Da. Hai, cum? Hai, na. Dar nu-ți pare rău? Nu, nu pare, absolut deloc. Nu, absolut deloc nu-mi pare rău, pentru că ce s-a întâmplat ulterior au fost din nou niște întâlniri extraordinar de importante, că noi cu toți suntem construiți de fapt de întâlniri. Întâlniri cu revelații, pur și simplu, te întâlnești cu trece ceva și fix o prind și tu, cu oameni, cu evenimente, pentru că nu eram atunci la Institutul de Teatru, nu eram contemporan, de exemplu, cu Congresul Mondial al Școlilor de Teatru. Pentru că eram și bun, am și fost ales și am reprezentat școala românească, eram cum ar veni Gică Hagi la juniori, înțelegi, la Campionatul Mondial de Juniori de Actorie, care s-a ținut în Venezuela. Deci, Tu îți dai seama, în anul 2 eu am reprezentat școala românească de actorie la Congresul Mondial în Venezuela. Și a fost foarte tare, adică școala a fost considerată cea mai bună din festival, spectacolul nostru, Lecția lui Eugen Ionescu, cel mai bun din festival, și eu unul dintre cei mai buni studenți, așa remarcați, nu știu ce. Adică, se intra greu atunci? Deci suntem în 97. În 93. În 93 am dat a doua oară. Deci în 90 am intrat la particulară, în 93 am dat la stat. Bun, greu? Că toată lumea cea că la drept greu. Și la teatru încă se intra greu. Bă. Încă se intra greu. Adică era concurența extrem de mare. Erau încă oameni care iubeau teatru, erau în trupe de teatru de amatori, ajunseseră la o vârstă rezonabilă și matură, ca să zic așa, și nu, încă nu fuseseră declarați admiși și veneau an de an. Am cunoscut oameni care au dat și de 7-8 ori la rând. Înțelegi? Deci lasă că concuram cu cei de generația mea, să zic, și eu deja aveam 3+. Concuram cu cei care de-abia terminaseră, nu? Și cu... Unii care până la 7+, deci nu era doar o generație, erau vreo 7 generații, adică erau vreo 200-300 de oameni pe 20 de locuri. Atâtea erau 20 de locuri? Da, cam aici, 20 ceva de locuri la băieți au fost, da, 20 ceva de locuri la băieți. Și au fost, nu știu, 400-500 de candidați, poate și mai mult. Poate și mai mult, adică dacă stai să calculezi... Cunoscuți sunt unii cu care ai intrat atunci? Sigur că da, sigur că da, păi, să zic așa, Gheorghe Efrim... Primarul de Las Fierbinți? Da. E bine? Da. Maria Buză? Oh. Trebuie să mai zic de Maria Buză? Da. Vlad Zanfirescu? Șerban Pavlu? Cu toți ăștia? Andreea Bibiri? Doamne, dar o să uit. Alina Berzunțeanu? O să uit, evident, o să uit pe unii și încerc scuze de acum, că sunt foarte mulți. Toți în aceeași generație. Catem cum? Turbo, nu așa? Păi de asta întreb. Știi că la... Fără vorba ta, fără să vrem să jignim, la inginerie sau ceva, e mai greu să ții într-o caterincă tot timpul, dar la actorie, cu asta te ocupi. La ore nu era. La ore nu era. Că asta am avut un noroc fabulos, deci că de-aia am rămas. La ce clasă ai fost? Gelu Colceag. Gelu Colceag era și decan în perioada respectivă. Dom'le, avea o energie și acum are. Dar atunci avea o forță de muncă și o dorință extraordinară de a face lucruri. Probabil din frustrarea acumulată de anii ce aușit, în care nu reușise să facă așa cum vedea el. Și fiind extrem de lucid și fiind la bază un fost actor și și-a dat singur seama că nu e pentru el actoria și cât de greu e și ce
piedici întâmpină un actor și ce nefericiri, așa, încât era perfect pentru noi. Pentru că descria tot ceea ce la el n-a mers și cum să încercăm să evităm ce n-a mers la el. Știi? Și a fost extraordinar, cel puțin pentru mine, dar și pentru mulți alții care se vede și acum că sunt foarte buni actori, pentru că au avut școală bună. Senzația asta era că ori becăiai pe întuneric într-un magazin de cristaluri. Și îți dai seama că mergi să nu atingi ceva, că spargi dracului ceva, înțelegi, să te umbli pe cioburi. Da. Și aveam exact sentimentul când intra gel în clasă și se uita și zice, a, păi de ce e așa, de ce nu așa? Aveai sentimentul că brusc a intrat cineva, puf, și a prins lumina magazin. În timp ce tu erai... Gata, tu le vezi. Și deodată, știi? Asta e senzație concretă pe care mi-a dat-o. Pe urmă, toată gașca de asistenți și preparatori și lectori era foarte tare. Valeria Seciu, Sitaru, iertați-mă, Valeria Sitaru, Tania Filip și proaspăt absolventul la o vârstă venerabilă încă de atunci, Radu Gabriel. Ha! Asistent era? Da, da. De fapt preparator, că de-abia terminase. El terminase fix când am intrat eu. El a terminat în 93 și eu am intrat cum în 93. Sună proaspătul. Da. Deci nu merge asta cu, cu actor te naști sau talent și așa, trebuie și ceea păi ce eu zic că tu. Te poți naște. Dar îți trebuie și... Poți fără asta? Poți fără facultate? Dacă chiar vrei să te chemi actor, pe bune, și în accepțiunea cel puțin a mea, dar nu e numai a mea, să spui că un actor complet, nu un actor plin, un actor de plin, actor. Da. Să poți să iei orice rol exact cum spui tu. Vine la mâine, îți dă cu scenariu în cap. Nu se poate. Nu se poate. Ok, dacă tu ai un stil, ai un ceva interesant al tău și o ții ranga așa, știi, și joci numai acel personaj, nu prea te poți numi actor. Ok, te poți numi performer, zi cum vrei, stand-upper, ești un glumeț, ești un... Dar nu te poți numi actor, nu zic în sens peiorativ, să ne înțelegem. Nu zic în sens peiorativ, dar actor înseamnă cel care intră în pielea altor personaje, devine altcineva, te uiți la el și nu-l mai recunoști. E altcineva și poate să joace și teatru istoric, și teatru poetic, și teatru absurdului, și habar n-am, înțelegi? Adică ăla e un actor. Așa, să zicem, trei glume la televizor sau nu știu ce, poate multă lume, că sunt mulți cu har, cu haz sau cu ce vrei tu. Dar ceea ce se cheamă cu adevărat actor e ceva mult mai complex. Așa cum nu poți să spui despre un băiat care cântă singur în spatele blocului că e muzician. Dom'le, o avea voce, o avea simțul ritmic la el sau are o voce interesantă, dar nu poți să-l numești muzician. Știi? Asta ar fi distincția. Când ai simțit, când a venit ziua aia în care când ai terminat, că vine ziua aia în care ți aruncă scenariu și spui pot să-l fac fără niciun fel de probleme? Adică nu mai am... N-am simțit niciodată chestia asta. Încă și nu. E nasol dacă o simți. Pentru că eu încă trăiesc senzația în care simt că, uite, rolul ăsta nu știu să-l fac. Tu mai ai teama asta? N-aș mai zice că e o teamă. De fapt, asta e frumusețea. Că teama s-a transformat, de fapt, într-o autocunoaștere. Și atunci nu mai e teamă, am curajul să recunosc de fapt că nu pot să fac chiar orice. Sunt actori la noi care pot să facă orice? Băi, cred că sau au fost? Acum e foarte greu să faci adică chiar Toma orice. Adică Toma Caragiu ar fi putut face orice? Da, era foarte versatil. Extrem de, deși avea o personalitate și un caracter extrem de puternic și de distinct, el personal, era foarte personal, foarte special, avea această capacitate, adică putea să facă cu lejeritate și făcea revistă, făcea musical aproape, dacă vrei, că era și un tip foarte muzical, se mișca bine, dar putea să facă dramă, un actor foarte bun de film, hai să nu uităm actorii sălbatici, cel puțin. Amza, teatru, nu Amza, mai Amza, pe acolo. Bine, Amza nu poate să nu era facă... să... Da, Amza, sigur, nu erau categoric și sunt, dar, mă rog, poate că nu sunt cel mai mare și nici nu îmi place să cred că aș fi, că atunci ar trebui să mă internez. Nu stăteam de vorbă. Niște mânecuțe mai lungi. Nu stăteam de așa, unde voi? Unde voi cămașa? Dar aspir la a fi cât mai capabil să fac lucruri diverse, știi? Aspir, îmi doresc. Și să mă reîntorc la întrebarea ta, nu mai atâta teamă cât am conștiința că, bă, nu mă potrivesc aici, ăsta nu e rolul meu.
Nu. Mai bine nu-l fac, pentru că asta nu dau randament. Și poți să spui asta, nu-l fac, da? Mult. Da, și refuz. Adică eu vin, îți spun, ăsta e al tău, l-ai citit, lasă-mă, nu știu, zi, o seară. Chiar mai mult uneori. Uneori stăm și la lecturi, vin la lecturi, citim, vorbim, ascult discursul regizorului și simt că nu devin productiv, simt că nu devin creativ. Și că văd că nu o să fiu Marius Florea Vizante, te ridici și spui, nu pot să-l fac? Da, sigur, nu cu aroganță, nu cu așa, ferește, da, ci pur și simplu îmi ridic mâinile. Băi, nu e pentru armamentul. Mine. Simt că nu o să pot să dau un randament bun. Nu sunt eu. Cum citim de zeci de ori pe Wikipedia, că tot am vorbit de Wikipedia, că rolul pentru nu știu care a fost pentru ăla. Și tu te întrebi, atât de fraieri au fost oamenii ăia că nu aveau de unde să știe ce se întâmplă cu filmul. Dar bă, totuși au citit scenariul, atât de fraieri să refuz Pretty Woman, că a fost ăla și a ajuns la Nentu. Bă, să știi că poți să judeci multe conjuncturi. Adică sunt atât de multe conjuncturi, pentru că un alt lucru, dincolo de textul propriu-zis, de rolul pe care îl primești, partea ta din cutare, trebuie să judeci în ce conjunctură te afli. Cine va fi regizor? Care-i viziunea lui? Care sunt partenerii cu care te uiți în ochi și creezi ceva? Simți o conexiune? Simți că e o conjunctură creatoare? Creativă? Știi? Da. Dacă te așezi la o masă și toți tac, e clar că aia nu va produce niciodată nimic. Știi? Corect. Caterinca se naște când ai un partener, când unul îți ridică la plasă, pur mai ridici tu lui. O să fii bun cu un monolog o dată, de două, de trei ori. În orice, progresul e când ajută toți, când vin toți cu ceva. Ori dacă simți că s-a șternut liniștea, e clar, aia nu e, uite-o. Aia nu va produce nimic. Deja când ai terminat în 97, erai cunoscut. Da. Numai erai deja eram în grupul VOA de vreo 2 ani, apăream frecvent la televizor. Păi Radu Gabriel ne-a ales, el fiind preparator și pe asistent universitar, el ne-a ales din facultate. Pe mine, pe Gigi Frim, pe Maria Buză, pe Cristi Crețu, pe Ciocea, care era un an mai mare, era la clasă la Florința Firescu, Ionus Ciocea, Brânzoi, așa. VOA existând de mult, să le spunem oamenilor, că n-a apărut. Adică ăsta e un VOA nou. Deci nu era VOA lui Fetecău. Ba da, adică era și Fetecău, dar nu mai era lui. Fetecău era ultimul mohican din vechiul VOA de folchiști și brigadă artistică de la facultatea de compactoare sau ce naiba era la Buzău. Nu glumesc. Știu, dar cum mai știu. Da, nu știu ce. De chestii compactoare. De ceva, nu, poate îmi scapă. A apărut pe vremea lui Ceau. Evident, un grup studențesc. Ai simțit tot timpul treaba asta, că sunteți parte în parte cu Divertis? În perioada aia? Deloc, nu ne-am judecat deloc așa, pentru că Divertis-ul făcea cu totul altceva decât făceam noi. Ei nu făceau actorie. Ei mult mai târziu s-au apucat de actorie și nu toți aveau abilități. Ghiuri, de exemplu, era de departe cel mai bun. Cu abilități de actorie, de a și juca teatru. Da. De a-și făcut film. Cânta, vorba ta, cânta. Nu, dar e vorba de teatru, de să joci roluri, să fii altcineva. Știi? Ceilalți erau într-adevăr oameni inteligenți, cu umor și cu scriitură fină. Dar nu le duceau până la capăt. Ei făceau, dacă vrei, satiră, dar o făceau la cu totul alt nivel. Ei făceau chipurile niște interviuri, ei improvizau. Știi? Pe când noi făceam ceea ce se cheamă sketch. Noi aveam un text scris cu gândire de la început până la sfârșit, pe care îl învățam, îl repetam, aveam costume, aveam decor, aveam scenografie. Noi făceam alt gen, tot comedie, dar în alt fel. Și atunci cumva nu ne comparam decât la nivel de audiență. Și Divertis-ul era mai sus. Divertis-ul avea mai multă vizibilitate. Poftim? Umplea țările? Sigur. Da. Și unde s-a dus treaba asta? Unde a murit? Păi n-a murit, că noi, uite, acum jucăm. Eu cu Radu Gabriel, cu Gigi Ifrim, cu Leonid Doni, cu Mihai Munteniță. Facem un spectacol, facem un spectacol care se cheamă Filarmonica de Comedie. Ah, îl știm. Și l-am reluat acum. Zis-o Prișan Munteniță, să te întreb când te-a dus el la sală odată, la Nebi, la Florin Nebi, atât să-l întreb. Ai murit atunci? Adică ai văzut un pitic bărbos, a leșinat la primul din ăla, poc, a căzut lat. Știi că vin și eu. Băi, noi mai alergăm acolo, că n-am fost totdeauna așa. Hai. Bun, deci asta, erau trei atunci, erați trei mari, era VOA, era Divertis și a apărut Vacanța Mare. După aceea apărut Vacanța Mare. Dacă mă întreb pe mine, sunt atât de diferite, că de-aia au și ținut toate trei. Pentru că ele acopereau o plajă mai largă, cum spun eu, domne. Peste tot, dar mai ales în televiziune, e loc pentru toată lumea. E loc, pentru că plaja e foarte mare. Divertis-ul făcea pe vremea aia tot felul de înscenări, breaking news, știi, apăreau Sanchi chiar la știri, lumea o luam de bună și ei de fapt făceau o satiră. Ei făceau mai mult chestia asta de interviuri și așa mai Stăm departe. De vorbă cu... Noi făceam ceea ce se chema teatru scurt sau sketch.
Da, sau sketch. Cum să zic, sketch care avea cap și coadă, avea o înțelepciune, adică era, la final, era un fel departe de continuatoare, sketch-ul ăsta, niște, a ceea ce făceau Bibanu și astea pe scena Sălii Palatului în 80? Nu, mai degrabă ce se întâmpla la TVR, că doar aia era, la albumurile duminicale, la sau de la toate Revelion, ora vesele de... și așa mai departe, când se făceau scenete, da, poftim, ca să zicem, sketch-uri sau scenete. Scenete. Doar că astea ale noastre erau filmate sine verite, ca da, și când ar fi și cu mult mai multe personaje. Că cum mai multe personaje, erau două... da. Și aveau un puternic impact ăsta satiric, social. Deci făceam o satiră socială. Da, luăm salariu azi. Apa caldă, politicienii, da, hoția, și asta, sunt bune tot timpul. Tot timp. Sunt bune, da, tot timpul. Și al treilea era Vacanța Mare, care se adresa cu mai mult vulgului. Da. Era nevoie și de așa ceva, de, da, glume mai fără perdea, de, da, mai, da, pășleau, da, și așa mai departe. Da, că la Divertis se spunea tot timpul, glume de politehniști. Da, dom'le, mai pentru, da, un public mai citit, mai, da, elevat, ei aveau tot timpul... Oprind-o ceai un pic după ce o dădea. Dădeau și citate culturale, da, până glumele lor, adică era un anume nivel. Da. Noi eram, să zicem, nivelul de mijloc, pătura socială, generală, toată lumea să înțeleagă despre ce vorbim. Și realitatea de zi cu zi. Iar Vacanța Mare, un pic mai jos ca nivel cultural, să zicem, da, ca adresabilitate culturală. Spatele blocului. Dar glume foarte bune. Adică mult umor, mult umor. Iar Mugur Mihăiescu, deși nu-l plac în persoană, ba dimpotrivă îl dezavuiesc ca persoană, ca potențial de actor, ca potențial comic, este uriaș. Uite, că tot mă întrebai de asta, că unii au și n-au. Eu cred că el ar fi trebuit să facă actorie. Dar pentru că nu s-a preocupat de asta, el a rămas doar un potențial. Uite, am simțit aici un subiect de cancan, vezi, dar n-am întrebat, că te-am văzut că te-ai aprins un pic. Cum să zic, îl respect, dar nu sunt deloc de acord cu opiniile lui. Nici sociale, nici politice și nici cu faptul că de multe ori coboară nivelul mult mai jos decât pot eu să înghit. Dar, repet, e loc sub soare pentru toată lumea. Deci, ce s-a petrecut în prima zi în care ai închis ușa la UNEATC și se termina, nu mai erai student? Poc! Deja era în spate ușa. Deja erai în VOO. Eram în VOO, apăream la televizor zilnic. Pornise Filantropica de mult, Filantropica. Fusese întâi e periculosul Sporgers, da, primul și Filantropica deja. Mai pantalonia de piele? Nu. Din Filantropica? Că nu erau ai mei. Nu erau ai mei. Băi, gândește că la Filantropica n-aveam nici carnet. Deci eu am intrat în cadru cu o mașină. Cu mașina aia albă decapotabilă? 230 de cai. Eu nici n-aveam carnet. Dacă nu puneam frână, cădeam în apă, în lac. Dacă nu puneam la timp și eu trebuie să opresc în semne ca era să nu ies bună din pentru cadru. Making of. Băi, nene, era și eu n-aveam bună carnet, îți dai seama. Și am filmat și fără ochelari, n-aveam telecontact pe vremea aia, deci eram și chiom, nici nu prea vedeam bine. Capodoperă. Da, 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 eu zic că e unul dintre filmele de referință ale, da, cinemaului românesc și nu numai post-revoluționar. Și cu Nea Gigi, Dumnezeu să-l ierte, un rol în engleză, acolo era puțin el de Oscar, așa, sau de, știi, un picuț. Mai sunt. E periculosul Sporgers, dacă mă întrebi pe mine, el este deschizătorul noului val al cinemaului, da, românesc. Da. Doar că a apărut prea repede acest nou val. Da. Știi? Și a fost singur, nesusținut din spate și a făcut plâp. Au mai trecut câțiva ani și pe urmă au venit toți ăștia deodată cu valul mare. Da, Mungiu, Puiu. Da, wow, ce tare. Știi? Și au avut forță. Au avut forță. E drept că au și corespuns mult mai tare cu politica festivalieră. Corect. Adică festivalurile atunci deja căutau ceva deosebit, ceva care să fie cumva de nișă, să pară ușor exotic, dacă vrei. Și au venit perfect cu poveștile astea, cu filmul ăsta minimalist, cu Dogma lui Lars von Trier, filmate simplist, fără muzică, fără intervenții artificioase, știi? Și s-au pupat perfect pe politica festivalieră și au rupt. Ești nebun, avem Cannes, campioni mondiali, avem cupa. Cupa e la București, este finaliști. Tu înțelegi, când am văzut că a luat Mungiu cu 4-3-2, am căzut în genunchi și am făcut exact cum am zis, da, când am făcut în 86, înțelegi, pe covor, mi-a înjulit pielea pe genunchi. Yes! Știi? Da, da. Repet, de fapt, primul nou val al cinematografiei a fost Epicozul Sporgersi. Mai sunt filme bune, n-ai mai făcut filme bune. Restul e tăcere, îmi pare rău că laud că na, sunt rolul principal, dar ștergeți-mă pe mine. De film vorbesc. Asta e un film care e ca vinul. Cu cât trece timpul, cu atât va fi mai bun. E cu 2 milioane și ceva de euro? 2.400.000 de euro. Cel mai scump film dovedit în hârtii românesc, pentru că nu știm cât s-a cheltuit la filmele lui Sergiu Nicolaescu, da, să ne înțelegem. Deci el rămâne și azi. Cel puțin exact cum spui tu oficial. Cred că, da, cred, că da, cred că da, cred că da. De unde e bani, mă, mică? De la Vântul, de pe la Gupul Avrig, de pe la...
bani. Pe vremea greu, încă se mai putea mai cu bani mai realizat. Așa. Păi el arată de vreo 15 milioane, dacă stăm să ne uităm. El arată de vreo 15 milioane. Astăzi, același film, dacă vrei să-l faci și să arate așa, costă 15 milioane lei Cereanu. Gândește-te puțin că masterizarea a fost făcută chiar la Hollywood. Sunetul este 7.1 atunci. 2006 s-a filmat. 6? Deci 2008 a ieșit. În 2006-2008 s-a lucrat la el. Ce să-ți mai spun? Pe peliculă. Deci asta înseamnă numai pelicula cât a costat. Că pentru ne țigăneam la 3 secunde. Mai tragem sau nu mai tragem o dublă? Costa metru de peliculă. Deci ca acum filmez până ți iese. Da, hai mă să mai dăm una, că n-ai aici. SSD sau ce n-ai, bau ei memoriile lor acolo, pe RAM. Știi? Da. Nu merge. Aveai o peliculă, aveai atâția metri calculați. Bă, secvența asta trebuie să o filmăm în atâția metri. Pe urmă, să întâmpla un accident, să developa greșit pelicula, nu mai aveai filmul. Trebuie să refilmezi. În ce? Altă peliculă, altă zi de film. Deci, groaznic, niște condiții infinit mai grele decât în ziua de azi. Gândește că este muzică simfonică originală. Cel care a compus-o, Laurent Cuzon, a fost considerat noul Mozart. Tânărul Mozart al Franței, cum este mare director de filarmonică, l-a luat Lelouch, a jucat rol principal la Lelouch în film, adică vorbind de o mare personalitate care a compus muzica și a venit special la muzică București. Muzică de film. Simfonică. Și a dirijat orchestra simfonică radio, el personal. Și așa s-a înregistrat muzica pentru film. N-a făcut-o el pe computer și gata. Un băiețaș cu niște clape. El a avut succes. Doina Levința, da, costumele. Încălțările, Dan Coma, pielăria, Dan, du-te bă de aici, ai mă. A avut succesul scontat? Nu. Atunci nu, la vremea lui nu. Bă, dar asta să știi, asta este, ăsta e Nae. Asta e Nae, care am filtrată. Deci este omul ghinionist. Tu ai mers ăsta, mult cu el. De fapt, el cu mine. Da. El, m-a scos din anonimat. E om mai ghinionist ca asta n-am găsit. Nu există de aici. A făcut Tebergozo Sporgersi mult prea devreme. A făcut Restul de tăcere mult prea târziu. Mult prea târziu. Deja, știi, era obsolit ca gen. Toată lumea deja se luaseră premii. Gândește că a ieșit în 2006 odată cu 4-3-2. Da, ăla a fost acolo, toată lumea a zis așa și bă, mai e unul cu un film. A, nu, și s-a mai filmat tot atunci, s-a filmat California Dreaming, că era și o glumă. Da. Ce bă, acum se turnează două filme, ăla cu Vizante și ăla cu Asante. Da, când coboară din tren. Da, 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 da. Cu Răzvan, și cu Răzvan Vasilescu. Și în 2007 sau în 2008, când a ieșit și că trebuia dat la festivaluri, s-a dus 4-3-2 pentru că era mult mai potrivit, de fapt, cu noua turnură a cinemaului festivalier, știi, cu Dogma. Senzațional, asta cu minimalism. Prea târziu. Mult prea târziu. Și așa că noi ne-am dus la un festival tot de categoria, dar total necunoscut, la Locarno, în secțiunea principală. Dar cumva era considerat obsolit, știi? E un film mainstream de școală veche. Clasic, prea clasic. Știi? Da. Și el n-a avut, dacă vrei, recunoaștere internațională și festivalieră și așa mai departe. Dar el, cu cât trece timpul, deja din ce în ce mai multă lume cu care mă întâlnesc, toți fac referire la filmul ăsta. Adică el cumva lucrează încet. Ca minerul pe dedesubt. Până iese la... Da, 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 da. Bun, aici ai fost șmecher, pionul principal. Da. În partea asta, la altă, de exemplu, la filantropic, întrebările alea de om bătrân din Cismigiu, cum e să lucrezi cu greucenii ăștia? Măi, bun, și dacă n-ai dat replici cu Dinică, păi și dacă n-ai dat, da, știi, nu, dar vreau dar să zic... Nu în film, în teatru. Cum e? Băi, la început ți se taie genunchii. La început ești cel mai prost actor din lume. Pentru că, de fapt, nu te poți concentra la replică și la ce faci de emoție. Până să ajungi la replică, tu ești măcinat de emoții. Da, ești terminat. Ți se taie genunchii, ți-o sucă gâtul. Pe vremuri, așa se zicea, băi, nene, în institut, când treceau profesorii, îți dai seama, Cotescu, Amza, Albulescu, zic ce vrei tu, înțelegi? Treceau pe coridor. Păi, te lipeai de ziduri. Deci asta e adevărată. Frate, da. E adevărată pentru că o simțeai în mod concret. Acum, pentru că toată societatea, tipul de educație de acum, ne învață că și tu ești bun, și tu ești bun, dar și tu ești bun, dar și tu ai dreptul, și tu așa, da. S-a confundat cu nesimțirea. Și acum ne batem pe burtă unii cu alții, dăm palme pe ce a fost. Ce faci, Zanfirescule?
Știi? Da. Nu e bine. Dacă avem mă întreb, pe da, cineva de săptămâna trecută ce faza. E greu. E greu, e greu. Dar odată ce am trecut de lucrurile alea, te simți foarte motivat pentru că vezi cum face, vezi cum gândește. Și e ca și la fotbal, ca la ce vrei tu. Bă, când joci cu unul prost, ești prost. Când joci cu unul bun, joci și tu bine. Te trage după tine. Da, frate, nu, dar și tu te exprimi cumva altfel, ai și altă ambiție, ai altă demnitate, nu? Bun, și nea meșterul. Dar de unde vine asta cu meșterul? A, e în teatru? Cred că se ziceau și la alții. Adică da, de meșteri, ce nu e maestru? Maestru riscă cumva câteodată să fie, chiar și spusă peorativ, meștere. Pe de altă parte, e o chestie de modestie. Lasă-mă spune meștere după ce am murit. Maestre. Spune maestre după ce am murit sau când am vreo 90 de ani. Știi? Maestru Beligan. Da. Știi? La senectute. Dar mi se pare că, ca și titlul de doctor, poftim că ziceam că unii au doctorate degeaba. Dom'le, ești doctor în ceva exact la maturitatea deplină, când ai descoperit tot ce puteai descoperi tu într-o viață de om. Nu? Nu ești doctor cum ai terminat facultatea. Asta și minciuni. Ei fix ca în fotbal vii și spun, copile... Da, am se întâmplă tine sau se da? Întâmpla diverse de astea, da. Mai am o poveste superbă cu Nea Gigi. Să prăpădise primul meu profesor de la particulară, Cristian Munteanu, un om deosebit, care a fost multă vreme directorul departamentului Teatru Radiofonic. De la Radio, de Radio România Cultural. Așa. Și acolo ne-a dus, făceam teatru radiofonic ca să stăm în preajma marilor actori care aveau roluri mari. Aveam și noi o replicuță, dar steam cu ei în studio. Ma. Cu Condurache, cu Ștefan Condurache, cu... N-are rost că sunt atâția, dar n-are rost să-i spun pe toți că-i uit, sigur că de la Marcel Iureș, la Caramitru, la cine vrei tu, erau toți veniți la radio să facă teatru de și spuneam și noi două repri să fim pe lângă ei, noi fiind studenți la particulară, știi? Revenind, s-a prăpădit așa și pentru mine a fost un șoc. Repetam cu Nea Gigi la teatru și m-a văzut. Ce copile? Cine? Sunt așa, uite, s-a prăpădit. Cine, mă? Nea Cristi Munteanu. Nu-l știu, da, radio. Da. Și zic, păi știi ce? S-a chinuit mult? Nu, zic. A chinuit pe cineva? Nu. Bravo lui! Băi, atunci mi s-a părut că e un teribilism din partea lui, știi, să mă scoată pe mine. Da. Uite că trece timpul și îmi dau seama că avea dreptate, știi? Nu s-a chinuit și n-a chinuit pe nimeni. Bravo lui, știi? Să și spune că... Nu te duce amintea... E frumos să pleci așa, știi? Și nu e dată tuturor. Să ne ușchim așa, frumos. Bun, cum ies lângă ei? Deci tremur la început, după dar ce, la un moment dat, da, băi, sunt actor, că îmi dă omul ăsta. Nu, dar pe urmă chiar lucrezi, te uiți cum face el, pe urmă eu, pentru că mai aveam în capanajul obraznicului, că mă credeam mare de mic, știi? Și credeam și, mare de... Ce are, mă? Trebuie să-i țin piept. Păi nu mă descurc eu. Și le plăcea asta. Că, știi, deci nu vor un molâu lângă. Normal că ieșeam din carapacea aia de umil, de rușinat, da, de copleșit. Și așa și le făcea chiar plăcere. Ba chiar mi-am făcut după aia o politică de-a lungul vieții. Uneori am pierdut, alteori am câștigat. Dar aveam chiar un spirit de frondă. Nu sunt un tip foarte plăcut de toată lumea. Sunt uneori lucrez greu cu mine. Știi că întreb, da, de ce așa? Dar de ce nu și invers? Hop. Stai, mă, da, hai să facem și altfel. Stai, mă, puțin. Ca și la teatru. Când vine un regizor, prima întrebare, de ce mai ales pe mine și nu pe altcineva? De ce pe mine? Ca să mă văd eu prin ochii tăi. Să înțeleg. Ce vrei tu de la mine? Să înțeleg. Că poate tu m-ai văzut în ceva ce eu nu m-am văzut niciodată. Ăla e un regizor adevărat, ăla care mă face pe mine actor să fac ce nici măcar eu nu credeam că pot să fac. Știi? Da. Că așa știu, am sertare, am glumele la mine, dar aia nu e creație. Aia e doar meserie cu repetiții. Atunci ești meșteșugar, să zicem. Artist, artizan. Ești doar meșteșugar. Corect. Dai la strung aceeași chestie, știi? Lângă cine ai simțit că nu mai poți să respiri? Adică? De bine sau de rău? De prea mare ce era. Bă... Cu Nea Gigi Dinică, mai ales pentru că a fost o experiență foarte scurtă. Am repetat un spectacol care până nu s-a mai jucat. Și fiind experiența scurtă și foarte intensă, erau doar o scenă de doi, două scene de doi, doar eu cu Nea Gigi. A fost foarte tare și am rămas, și acum mi-a rămas în minte cum rezolva rolul, făcea Iago. Și Iago ăsta, până să-l facă pe Otelo. Își face mâna cu unul mai mititel, cu un fraier, unul Rodrigo, știu, și eu jucam pe Rodrigo. Și îl îmbârligă pe ăsta. Și mă uitam la Gigi că nu ține de formă, de cum îl faci, de ce găseliți ai tu, ce intonații, cum ataci neapărat replica. Nu.
Și asta e de fapt fundamentul artei actorului. Să descoperi cum gândește personajul ăla și să folosești metoda, felul lui de a gândi. Și el a zis așa, dom'le, Iago gândește că cine e gelos nu merită femeia respectivă. Nu iubește suficient. Păi se ducea departe. Da, nene, și atunci Iago al lui Gigi Dinică avea dreptate, 100%. Și el așa îl juca. Și eu mă uitam și nu-mi venea să cred. Bă, știu piesa, dă-mi, Doamne, iartă-mă, că am dat examene din ea, o visez. Bă, da. Înțelegi? Și nu mai are dreptate Iago, mă. E drept că e urât ce-i face lui ăla. Dar o merită și ăla, că se îndoiește. Dar tu îl vedeai, tu ți-l imaginai, dar noi de acasă puteam să-l imaginăm pe Gigi Dinică, Iago? Păi vezi, aici e meritul regizorului. Că l-a du-te, văzut bă, aici, că nu se... Nea Gigi, n-are, bă, cum păi să joace, da. Nea Gigi o prișan salamandră de coboară de... Rupea Nea Gigi pe Iago. De spune, dacă se făcea spectacolul ăla, cred că rămânea în istoria teatrului ca referință de cum se face un Iago. Iar acum mă refer la punctul de pornire al rolului. Lasă cum era Nea Gigi, ce inflexiuni, vocea, caracteristică, chestii și mai departe. Seriozitatea cu care gândea rolul. Că știi cum e? Noi să ne uităm la televizor și ne place de un nefarmecă și cu tare și ți se pare atât de firesc, atât de natural încât ți se pare că n-a făcut nici cel mai mic efort. Asta, da. Este marea, asta este marea meserie. Dar nu știe nimeni ce proces enorm și laborios e în spate ca să ajungi să fii atât de fluid. Să pare că oricând pe ăsta-l scoți, îți face orice. Nu e așa. Dar mari uriași ăștia actori mai au nevoie de treaba asta? Ei nu primesc rolul să uită și dau drumul la treabă? Nici vorbă. Nu. Asta e o minciună. Nu, asta e o minciună. Deci și ăia nu sunt mari pentru că sunt de fapt niște persoane superficiale. Așa se întâmplă când faci flashnete de-astea, soap opera din astea, de filmezi 3 episoade într-o zi. N-ai nici măcar timp să înveți textul. Te uiți un pic pe el, t-ai prins ideea și inventezi și ceva. Da. Inventezi tu ceva cam cum zice textul. Și când nu se pupă, dă-o un stop, mai zi-mă replica asta așa. Cum? De ce? Da, și ăla e filmul. Normal că nu o să iasă nimic de calitate. Marii actori, marile spectacole, marile filme, marile roluri se fac cu mult studiu, cu multă muncă, cu multă inteligență și, bineînțeles, peste toate astea vine și harul fiecăruia în parte. Și cu Nea George Mihai, că nu ne permite Mihăiță, care se duce lângă Nuțu Cămătaru și stă să vadă cum e ca să poată să joace în Clan. Da, da. Ce face omul ăsta? Da, domne. Da, sunt multe, adică poți să faci în multe feluri, fie printr-o cercetare din asta concretă, fie printr-o sondare interioară, să găsești un măcelar din tine. Cum ai fi fost tu dacă viața nu te-ar fi făcut actor, ci te-ar fi făcut un măcelar interlop. Tu ai avut parte de botez, adică e cam fotbal? Nu, n-aș prea, nu prea, la teatru nu prea, n-aș prea, nu cine știe ce. Ba, da, astea mititele, aveam de să ridic ceva, o chestie și m-am pus greutățile de ceva 4 de tradiționale de sau, da. Da, nu cine știe ce, nu, n-aș zice. Sudate de baia și când ai să o ridici, deci ai scăpat. Nu. Tu dacă ar fi să te, că tot ai adus aminte de fotbal, cine te-a luat sub aripă, ai putea să spui? Dom'le, eu când am intrat în vestiar... Erau... Istoria este așa, când am intrat la această facultate particulară, m-au îndrăgit foarte tare profesorii de la clasă, Cristian Munteanu, de care pomeneam, da. Și Sorin Gheorghiu. Și s-au purtat extrem de, de frumos cu mine toți. M-au îndrăgit, eram și foarte tânăr și imberb așa, blonziu, naiv și eram ceva aparte și cumva m-au îndrăgit oamenii. Aveam și multă energie, eram zgubilit, eram și obraznic și de toate felurile, știi? Și oamenii m-au îndrăgit, dar așa concret, primul pas a fost evident când am intrat la institut, când Gelu Colceag a văzut potențialul din mine și a zis, băi, ăsta e prea obraznic, se crede prea mare, trebuie să-i tăiem aripile ca să se vadă adevăratul el, nu ce crede el despre el. Și s-a pus cu bâta pe mine 2 ani de zile, eu cred că săptămânal eram exmatriculat. Înțelegi? Dar asta tocmai ca să-mi taie din obrăznicia care mă încurca. Da, înseamnă că și făceai ceva, că nu puteai așa. Făceam, bine, nu, multe erau exagerări, dar eu în prostia mea credeam, știi? Și asta a folosit pentru că după vreun an jumate am înțeles. Că până atunci credeam că are ceva cu mine. Știi? Da. Are ceva cu mine, dă-l, mă, știi? Și după aia am înțeles. Da, are ceva cu mine. Vrea mai mult de la mine. Și din momentul ăla m-am întors 180 de grade și am devenit, dacă vrei, soldatul universal. Cel mai ascultător, mai cu putere de muncă. Stăteam până la 12 noapte, am plăteam și taxiul, că eu mai aveam bani, că mai făceam încă șușe, știi? Mai eram la vouă și deja îmi plăteam taxiul ca să stau cât mai mult. Stăteam câte 8 ore, 9 ore la actorie, la școală. Și dacă nu găsești un astfel de ghinion. De profesor. Vorba lui Iohannis, ghinion.
te lasă să te duci în lumea ta, adică ești... Băi, te consider tu, spun, tu... ține mult și de noroc. Deci tu l-ai avut asta. În da, da, palierul da. Asta a fost prima întâlnire, profesorii din institut, Gelu Colceagă în principal, dar și alții apoi, am simțit iarăși, chiar așa de la distanță, că venea doar la examene și pe coridoare, mânghiera doamnei Olga Tudorache, care ulterior m-a ales să fac un spectacol cu dumneai, care nici ăsta n-a ieșit, deși jucam numai eu cu dumneai. Am simțit simpatia domnului Florin Zanfirescu în toate felurile, știi? Dar, după aia, următorul pas a fost... Că m-a văzut domnul Beligan și la grupul Vouă și la admitere la Teatrul Național, când la concurs pentru Național, când nu dădeam pentru mine. Eu deja repetam la notara, că m-ai întrebat ce s-a întâmplat când am închis ușa. Da. Eu deja repetam la notara rol principal, urma să mă angajez la notara. Plecase Horațiu Mălăele la Bulandra. Tu te-ai dus la notara. Și m-au chemat la notara, zice, băi, vrem să fie așa un fel de young și fii atent, eu tupeu, zic, îmi pare rău, eu nu vreau să fiu tânărul Mălăele, eu vreau să fiu tânărul și nouă Mălăele, eu vreau să fiu tânărul și nouă Vizante. Știi? Și oh, le-a plăcut, oh, oh, ce clonț ai. Greule, vino încoa. Da, și repetam, urma să mă angajez, repetam rolul principal. Dar am aflat că e concursul național și că mi-am spus unui coleg, hai să jucăm parte în parte. Ca să avem, să avem replici, să deci schimbăm, de să-l ajut pe, pe el. Și până la urmă am aflat că am fost admis. Și după aia am aflat că meșterul Beligan a fost cel care a zis, ăsta micu trebuie să intre la noi, n-avem așa ceva, trebuie să intre la noi. Și după aia, la o emisiune, la televiziune, a apărut la televizor și intervievat fiind, a zis că, așa cum i-a spus lui, că orice soldat are întoiagă în ranița lui bastonul de mareșal, i-a spus doamna Bulandra, așa spune și el că eu aș fi ăla. Dar vezi cum e circuitul ăsta, deci Bibanu, Bibanu povestește despre Bulandra, și tu ajungi să povestești Bibanu despre... Tu ai luat copil sub aripă? Da. Uite, chiar am unul acum. Gabriel Vatavul cheamă, vă invit să-l urmăriți. E ceva, o specie rară. Are 1,90, îți dai seama. Mamă, când apăreți. Deci... Și e și un copil bun și un caracter bun și un talent special și, din păcate, îi trebuie și noroc ca să ne reîntoarcem, să închidem bucla. Deci este exact ca și în celelalte domenii. Te ia cineva sub aripă și are puțin grijă de tine, cât să ieși din cuib? O altă persoană care m-a luat sub aripă și o bună bucată de vreme m-a ajutat, după aia, mă rog, ne-am răcit împreună, a fost Mircea Albulescu. Jucam Scrisoarea pierdută, dumnealui juca Farfurid, eu jucam Brânzovenescu. Nu exista, m-a luat sub aripă dumnealui, la dumnealui în cabină, cred că bârâiam textul ăla și de 10 ori pe zi. Și înainte de spectacol, cu două ore înainte, trebuia să fiu la cabină la meșterul să zicem scenele noastre de 10 ori. Nu exista. Chiar dacă le fumai, le visai. Ce vorbești? Ce-ai de mine? Nu exista. Știi? Și îmi spunea, uite, vezi, atenție aici, aici stai cu fața, dă-te mai așa, fraiere, vezi că ea o să te pună să stai tu cu spatele, adică stau mai... Dă-te și tu un pas mai înapoi, să stai cu fața, să te vadă lumea. Adică chestii care... Da, nu te-ai fi prins sau da, niște reglaje fine. Țin și sunt foarte esențiale. Tu realizezi în momentele alea lângă cine stai și ce faci sau îți ia mult timp și spui peste ani, bă, uite, s-a dus meșterul cu tare, dar mi-aduc aminte că... Eu personal am realizat. Acum, sigur, 100% că am ratat milioane de momente în care puteam să fiu mai deștept, mai bun, sau să tac dracului mai mult, să ascult mai mult, să știi ce zic, da, să fiu da. Un pic mai umil, da. Sau așa. Sunt un milion de momente de genul ăsta. Dar pe de altă parte... Și tipul ăsta meu de încredere tâmpită, oarbă, știi, tupeu și așa mai departe, m-a scos mai în față. Pentru că probabil că dacă eram mai cu minte, rămâneam undeva în planul 2. Că și treaba asta de parte în parte te scoate în față, nu? Da, e ca lupta. Peste tot, tupeu ăsta lupta. Să-ți dăuneze. Da, lupta, știi, da. Te face mai bun. Tu te lipeai de pereți când treceau, ai am simțit avut, asta? Am avut asta. Adică sigur, să nu cumva sigur. Să respiri, să deranjezi? Da, am avut. A murit asta? A murit, clar. S-a cam dus, da. În toată societatea s-a dus, nu pe holurile Academiei de Teatru. Da, s-a dus. Păi nu, acum nici nu mai e voie, că vezi, Doamne, să nu-i inhibi pe tinerei, să nu cumva pedagogic, să nu-i domini, să nu-i patronezi. Adică s-a schimbat politica. Sau nu există așa, adică nu. În jurături, să zicem, sau vorbe de astea mai grele, da, dar nu. N-ai plâns, nu nimic. Ba da, acolo... am la un moment dat mi s-a făcut rău fizic, am vomat, am ieșit din repetiție și m-am dus să vomez ca să nu scapă mine. De bune? Da, de rău, de atât de prost mă simțeam.
atât de incapabil, atât de actor prost. Fără să-i fă făcut ceilalți din jur, adică să... Nu, pur și simplu era un moment de impas în care eu nu înțelegeam ce vrea profesorul de la mine, nu știam cum să rezolv scena, rolul și mă simțeam atât de prost încât îmi venea să se descaște o gaură în pământ, să intru acolo, să pun pământ la loc, să nu mai exist. Și mi s-a făcut rău fizic, de două ori în viață am pățit asta, odată în facultate și odată la notara, când repetam spectacolul ăsta și când nu înțelegeam ce vrea regizorul de la mine. El tot trăgea și bunuțul m-a văzut că nu mi-e bine la notara și m-a băgat repede la... A zis, mă, du-te de aici acolo. Da, că fac eu loc, deschid aici un loc să-l bag pe ăsta micu. Tremură gladiolele când urci pe scenă la Național, prima dată? Da, sigur, cum? Bun, nu, tremură și să știi că tremură, ar fi nasol să nu-ți tremure întotdeauna. Mai puțin, dar întotdeauna. Da, pentru așa spun înseamnă toți. Că, ești un roboțel? Că nu ești acolo. Că de fapt tu nu aștepți întâlnirea asta. Că tu nu aștepți evenimentul ăsta. Că de el se cheamă spectacol. Bun, trebuie să fie ce ceva mai aștepți după 25 de ani de jucat, regizor... de jucat aceeași piesă? După 10 ani de jucat aceeași piesă. Păi nu e aceeași. Asta este șmecheria. Ea este de fiecare dată alta. E cu același text, cu aceiași actori, cu aceleași costume și cam cu aceleași mișcări. Bun, dar el în 10 ani, altfel. 20? Păi tu de ce trăiești cu aceeași femeie 20 de ani? Pe asta mă întreb și eu. Bravo, bună întrebare. Da, corect. Noi suntem diferiți de fiecare dată. Publicul e altul, nu e același public. Spectacolul se întâmplă între sală și scenă. Ăla e spectacolul. Nebunia aia de energie care se creează și care e unică. Că tu joci cu anumite nuanțe într-o seară, iar publicul ăla reacționează cu nuanțele lui, că e alt public în seara aia. Și se creează ceva nou, nouț, atunci pe loc. Nu te plictisești niciodată? Spectacolul de teatru e unic și repetabil. Câteodată ți-e mai greu, dar se întâmplă dacă ești actor bun și faci tot ce trebuie corect în raport cu meseria, să treci peste. La voi e și un padarox, vorba celor de la Divertis. Faci rolul bun, iese piesa bine, o mai ținem și stagiunea viitoare. Păi da, da, am jucat și așa mai departe, știi? Dar nu poți să vii să joc prost ca să o scoată ăștia, că m-am plictisit de ea. Nu, dar să știi că se întâmplă, am trăit inclusiv. Cât ai trăit, scuză-mă, cel mai mult cât? 12 sau 13 ani. Da, 12 sau 13 ani. Sau bă, nu, cred că și mai mult. Dar vreo două la bătaie, 12, 13 și 14 pe aici. Vreo două la bătaie, da, da. Escu, la cu ăsta m-am angajat la comedie, pentru că vezi cum vine Nea George Mihai. La Nea George Mihai. Deci da. Eu am fost la Gazela Național, să ne înțelegem, da? Așa am ajuns eu după facultate. La Meșterul Beligan, unde am jucat 5 ani la Teatrul Național. Și când a venit ciocoii vechi și noi, care, mă rog, n-are rost acum să discutăm, și a fost o... Vezi, tu ai astea și tot din literatură, adică... Din Duiliu. Da, da. Așa. A fost o totală neînțelegere și de caracter și de viziune repertorială și de tot ce vrei și mi-a dat demisia. Așa cum am avut tupeul să... Din un actor poate să-și dea demisia? Da, bineînțeles. O să-mi spui cum? Da, pentru că este angajat cu Simbrie. Păi cum? Sigur. Și mi-am dat demisia de la Teatrul Național. Da. Câți și am rămas luni de zile neangajat, fără câți salar, fără nimic. Asta? Păi uite, de-aia m-ai chemat, ca să mă faci de râs la lume. Nu faceți ca el. Așa, da, da. Acum, bun, sigur că se întâmpla așa. Venise noua direcțiune pe care, cum să spun, n-are rost, dar a fost ceva... cumplit în ce mă privește, mizerabil, realmente mizerabil, și nu numai în ce mă privește, a dat mulți afară din teatru, tineri, așa, doar că au fost angajați de vechea direcțiune, mizerii, în sfârșit, și securiști din aia, turnătorii, niște nenorociți, nu mai contează. Victor, e vorba lui Agigi, m-am săturat de securiști ăștia. Da, mă rog, și a venit doamna Olga, copile, hai să facem un spectacol eu cu tine. Nu ce vrei mai mult? Nu doar două zile în ce vrei ăla? Mai mult? Cea mai mare actriță pe care ochii mei au văzut-o în viață, cu care m-am stat aproape, nu? Vine la mine, dumnea ei. Deci nu că a vorbit un băiat nu. Să faceți-o. Vine această nouă direcțiune, scoate spectacolul, că nu-l jucăm aici, că nu ne interesează, noi facem, nu mai las, n-are rost, n-are rost să mă enervez, așa? Și trece ceva vreme și mă sună. Copile, uite, eu fac spectacolul ăsta la alt teatru. Fii să joci cu mine? Bineînțeles, domnule. Și mă duc la acești ciocoi să cer voie, să mă lase, să colaborez acolo. Și nu mi-a dat voie. Să joc rol principal cu Olga Tudorache. Ma. Păi zic, stai puțin, eu nu vreau să stau aici, mă, să scrie pe mine Teatrul Național să joc figurații în piesulicile tale prolet cultiste. Înțelegi? Și mi-a scris demisia. Și m-am să repet cu Olga Tudorache. Din păcate, după ce spectacolul a fost gata, nu s-a aprobat decorul și nu s-a jucat spectacolul.
Și Olga s-a prăpădit și noi nu am jucat spectacolul deși era gata. Ai zis că e cea mai mare... Pe cu care am jucat personaj, eu. Pe parte de cu care am jucat feminin, eu, care, da. Așa, adică să o simt, să o simt vibrații aproape. Am mai avut așa povești mari de dragoste, dar e foarte greu să faci un clasament, dar aș putea să enumer vreo 3. Olga Tudorache, Luminița Gheorghiu, cu care am jucat la Teatru Comedie, un spectacol, uite și acum mi se ridică pielea pe mine, și Mariana Mihuț. Sunt ce cele trei cu care eu am avut șansa. Ce ai prins șansa. Și tu, ca să zic așa. Nu, dar nu e vorba, odată că am avut șansa să fiu aproape, dar m-am și pupat, le-am simțit. S-a pupat energia, adică, na. Ai nu jucat, fac clasament aici, da? Ca idee. Ai jucat în piese pe care nu le-ai simțit? Da, puține, pentru că ți-am zis, m-am prins după ce am terminat facultatea și în ani, că este mult mai bine și mai sănătos decât să te faci de râs și tu, și teatru, și spectacolul. E mult mai sănătos să nu joci. A, că ești accidentat, anunți, nu intri în teren ca prost, să faci figurații. Cu vouă ce s-a petrecut? Păi cu vouă s-a petrecut că a fost o nepotrivire de caracter de la un moment dat încolo între noi, actorii adevărați, și singurul neactor, fetecău, și am zis, bă, noi nu facem așa, noi ori vrei să facem așa, ori ne despărțim. Și noi, cei care am vrut să facem profesionist și pe alte baze, adică Radu Gabriel, eu, Gigi Fri, Maria Buză, ne-am retras din acest grup. Și a rămas fetecău, a găsit alți băieți și, mă rog, a făcut ce a făcut. Vezi, ciudat cum au murit toate trei cele de care vorbea, adică da. Și vouă, și Vacanța Mare, și... Da. Probabil că n-ar fi putut să trăiască până acum, sau bine, nu știm, păi, n-avem de unde să știm. Păi, e sănătos că fiecare lucru e la vremea lui, știi? Că probabil că și Neamărin, monologele lui Neamărin, n-ar fi ținut 30 de ani, s-ar fi plictisit și domnul Amza, știi? Domnul Pelea, știi? Sunt lucruri care trăiesc cât trăiesc, că reîntorcându-mă și la spectacole, am trăit și asta. Să simt că spectacolul nu mai are sevă, nu mai are vână și a trăit traiul cumva. Da, și a zis, haide să ne oprim. Da. Și a trăit traiul. Asta e de fapt și frumos la teatru. Această chestie care este efemeră. Sunt spectacole care se joacă 2-3 ani. Dar chiar sau cum decizi că e gata? Îl simți. Se simte. E ca într-o poveste de amor. Te-ai îndrăgostit de o fată, nu știu, a fost mișto și la un moment dat nu mai e. Bă, hai să ne despărțim că nu a murit iubirea noastră. Floare albastră, floare albastră, totul este trist în lume. Exact, totul de... Are dreptate poetul. Da, ce a vrut să spună poetul... Totuși este trist în lume. Totuși, dar și noi zicem că e totul. Nu mă, știi? Totuși, bă, e totuși, totuși este trist în lume. Cu cine ai fi vrut să joci și n-ai jucat? Cu Toma Caragiu, cu Nea Gigi, că n-am apucat să joc, da. Doar am repetat cu doamna Olga. Ăsta e mai, da, e mai tare, știi, bă, că n-am avut șansă. Tomiță cu Horațiu, s-a dus cu Horațiu. Cu n-ai Manele. Jucat? Nu. Nu. Și vreau, am ceva în cap, dar mi-e greu să mă ating de el, e prea mare pentru mine. Mălere, să roagă... Nu. Da, am ceva în cap foarte serios? Tare. Da, da? Foarte, foarte tare, da. Așa e de mare? Horatiu e mare, da. Da, e foarte mare. A fost idolul meu mulți ani de zile. Idolul meu. Chiar, uite, asta nu l-am imitat, dar l-am idolatrizat. Dar, deci există idol și da? Da. Vreau să ajung ca el? Nu ca el, că nu vreau să ajung ca el, dar tu el să e fii... modelul meu, e, cum să zic, aspirația mea așa, zi intelectuală, zi cum vrei. Nu, scăpam pe mine de râs, de plâns, de ce vrei tu, cred că am văzut Scapino de vreo 40 de ori. Viclenie nu scapă la Notara. Nu exista, că era meci, că aveam eu, nu știu ce, anulam tot, că știam că se joacă un ceas să-l mai văd odată. Ce dracu, adică nu. Știai replici pe de rost. Și mai departe. Doar că, na, toți evoluăm, fiecare e pe calea lui. Tu furi de la... Păi toți furăm. Păi, învățatul asta e, nu? Înveți de la alții. Furi. Și ei, la lândul rol, au furat exact cum da, ideea e că trebuie să înveți ceva ce ți se aplică ție, ce te face pe tine mai bun. Nu repeți ca papagalul ce a făcut altul, nu? Da. Devin ale tale lucrurile astea. Noi nu suntem nimic original. Practic suntem suma lucrurilor pe care le-am văzut și le-am învățat de la alții. Doar că le-am amalgamat și le-am pus împreună în forma noastră. Da, că ai avut un talent ca să le exprimi. Nu, dar noi toți, da. Omul ca devenire, știi? Nu crezi tu ceva ce n-a mai existat deloc. Numai Dumnezeu face asta. Corect. Care e momentul în care ți-a rămas? Avem, știi, alea, să luăm pe o insulă pustie, că altceva nu ne duce mintea. Un moment de care să spui, domnule, din cariera ta. Dom'le, sunt multe, pentru că și ele țin de fapt de concret, nu de importanța lor foarte mare. Unul dintre momente a fost când am primit telefon, auzisem de Nae Caranfil,
auzisem, el era plecat în străinătate, deci vorbesc de 1991. Devea să ne întorsese în țară, auzisem doar de el, nu făcuse niciun film în afară de filmele studențești pe care nu le aveam unde să le văd. Și primesc telefon că domnul Caranfil face un film în România și că vă așteptăm la casting. M-am zis la casting cu Naia Caranfil, l-am cunoscut personal. Și după probe și nu știu ce, sună telefonul și mă anunță, sunt doamna Cutare, o țin minte și acum doamna Erica Negrescu. Vizante, felicitări, ai luat rolul, să vii la noi să semnezi contract. Wow. Deci atunci am căzut pentru prima oară în genunchi pe covor, de mi-am ars pielea pe amândoi genunchii, după 86. Deci atât de tare am plonjat pe mocheta aia că efectiv mi-am ars genunchii de fericire. E un moment, n-ai cum să uiți tipul ăla de emoție. Sentimentul că ai făcut ceva pe care nu credeai că o să-l atingi niciodată. Când am fost declarat admis la stat din nou, pentru că îmi făcusem așa o mare dorință chiar să intru pe bune și pe serioaselea de a doua oară, încât m-am bucurat foarte tare. M-am bucurat foarte tare când am aflat că, deși nu o dădusem eu, am fost la Național. M-am bucurat când m-a sunat doamna Olga după ce a plecat la Național. Că bun, eram colegi, eram la serviciu, cum ar veni. Da, era, știi? Normal să se întâmple. Să... Și mai sunt astfel de momente de genul ăsta, care țin cumva de un tip de recunoaștere de lucruri pe care nici tu nu crezi că ești în stare să le faci. Știi, lucruri la care aspiri și cumva ți se întâmplă poate și fără voia ta. Și pe partea ailaltă? Adică pe care supărare? L-ai... Da. Păi sunt din astea de viață, de astea urâte. Boala și chinul maică-mii până să se ducă. Boala și chinul taică-miu până se va duce. De-astea. Oameni mizerabili, oameni mizerabili care au avut atitudini și vorbe mizerabile în ce mă privește, dezamăgiri umane, oameni la care am ținut și am aflat ulterior că sunt niște mizerii. Wow, atât de dur, da? Sunt în viață, ce tu n-ai? Normal. Toți ne lovim de asta. Nasol e că ești dezamăgit de tine. Bă, cât de prost am fost să-l consider pe prieten pe mizeria aia de om. De fapt, tot de tine îți pare rău. Cât de prost sunt. Da, numai că la voi e mai greu de acceptat în lumea asta. Știi? Exact, da. ca marele maestru internațional care trișează la șah. Bă, da, șahul era altceva. Da. Îți dai seama? Șahul era altceva. Putem trișa la orice sport din lumea asta, dar nu la șah. Și în moment... Avem și niște pozuțe? Ia! Că am zis că da. Nu știu de unde le-am făcut rost. Ia uite-te! Haide, mă, că eram vesel de mic. Da. Aveam și recuzită. Da. Ce asta vorbești? Tricotat, croșetat, moțul-i moț. Da. Băi, flanel. De la Oradea direct București? Nu, sau? Oradea prin Remediaș. Deci eu am 5-7 ani de acasă bătuți pe muche din Mediaș. M-am mutat în București la 7 ani. Făcut, deci venit, pe am venit juc. Am preparado. Venit în București, băi, deci eu știam să înjur, nu știam nicio înjurătură, știam ceva în ungurește, știam că nu e rău, că nu e bine să spui, dar nu știam ce înseamnă, nu știam să scuip, nu știam să joc fotbal. Iată câte lucruri, da, bune. Învățate bune, pe care nu le făcusești. Da. Acolo ai o scufiță roșie, un motan încălțat, un, da. Nu e un pitic, e un pitic. Din 5-7 pitici, da, păi da. Nu cred că era... Bine, eu nu mi-aduc aminte exact când a fost făcută poza, dar pot să zic așa. Ți-am zis că fratele meu cea Marius Grosiu, ce căpete aveam. Era capul, era jumate din corp. Da. Hai să mai vedem. A? Altceva. Cred că a fost ăla același fotograf, că vezi, avea sesiunea aia de jucărele asemănătoare. Vezi, aici se vede și filonul dramatic. Da. Deci eu cred că de aici a apărut maestru. De aici, de undeva, uite-l privire, de aceea mă duce spre Nikita, știi? Da, spre necuvintele, spre... Întrebarea asta nu merge, nu ce-ți place mai mult să joci? Păi da, pe cine iubești mai mult? Fata sau băiatul? Mama sau pe tata, știi? Îmi doresc să joc mai mult film pentru că joc puțin, sau foarte puțin. Fac film foarte puțin, că asta e, noi nu avem industrie cinematografică, avem agricultură cinematografică. Îți fac 7 filme, dintre care de văzut sunt vreo 2. Nu sunt bani, nu sunt bugete, regulament de concurs la CNC e strâmb și n-ai aplicat de două ori la rând, dacă poți să crezi, a luat nota 4 ca regizor. Da, mă, da. Asta pare, da. E un regulament. Asta pare Times New Roman. Nu, e adevărat. Da, care da 4 nu știu cât a primit. 4 a luat nu știu 4, cât, da, pare, ca regizor. Și nu s-a întrunit punctajul ca să primească bani de la CNC pentru film.
Dar nu pentru că el e prost el. Că da, nu odată, nu, știi, că, ca la Chuck Norris. Nu odată, de două ori. Da, nu, pentru că n-are nu știu ce participări cu nu știu ce filme, nu știu ce festivaluri, care alea sunt în punctaj. Deci punctajul e foarte strâmb făcut. Grila. În schimb, alți nei ca nimeni primesc bani de la cine și fac niște filme pe care nu le vede nimeni. Pentru că n-ai ce să vezi la ele. Că respectă grila aia, da, că se doar grila. Cad pe punctele. Deci dai seama că grila e greșită. Știi? Da, și că nu că se analizează film cu film. Ei pun grila deasupra și ce pătrățele rămân acolo, știi? Da, e trist. Corect. Deci, cum spuneam, n-ai care am film cel mai ghinionist. Aici, în 1993. Tăticule, Backstreet Boys, clar, nu discutăm. Asta e perioada, adolescența. Nu discutăm. 100 de flotări înainte de culcare. Seară de seară. 1993, admitere la institut. După ce eu făcusem 3 ani la particular. Ăsta eram eu. Păi n-aveai, mă, cum să nu intri. Aut, frumușel. Ce vorbești, mă? Tot. Nu înțeleg de ce n-am făcut până acum un Romeo. Da. Nu înțeleg. Alo. Alo, regizorii. Cât mai sunteți, cât mai... Aveți grijă. Uitați-vă puțin. Dar dacă pui așa mâine pe rețelele de socializare și zici cine-i, mă, băiatul, nu știe nimerește nimeni. Nu știe nimeni. Păi nu lași... Auzi, poți să lași și numele, că dacă nu scrie vizante, da, tot nu știe nimeni. A, bă, Florea. Bă, cred că e la care aș ca la Dinamo păi venit de la... Nu știi să mă întorc la meșterul Beligan. M-a angajat la Național, fac primul spectacol, ne pregăteam de premieră. Apare afișul. Pe vremuri când intrai la teatru, la intrarea actorilor, era un coridor foarte lung așa și destul de generos, cu vitrine, în care erau toate afișele. Și evident, primul cu fața așa era cel mai nou spectacol. Primul. Și așa, așa da, se tot mută. Ducea... Și afișe cu spectacol. Era primul. Și îți dai seama, eu proaspăt angajat, afiș, Teatru Național. Eu eram al cincelea pe distribuție. Nenea Mișu, Fotino, Magda Catone, George Ivașcu, înțelegi? Și eu... Liviu Lucaci, mulți, nu mai țin minte pe toți. Și, bă, mă uitam așa cu mândrie, știi, cu, bă, eu am ajuns, bă, ia uite, și uitându-mă așa trece meșterul Beligan, ce-mi faci, copile, meștere, zic, am emoții, nu, joc și, a, joci în asta, fiind de papiș, dar ce-a făcut, ți-a dat figurație? Nu, meștere, nu, sunt al patrulea acolo, al cincelea cu tare, păi tu nu erai vizante? Nu, meștere, zic, asta e poreclă. Marius s-a dat figurație. Zice, Marius Florea, ăsta nu e nume de actor. Marius Florea Vizante, ăsta e nume de actor. Du-te sus și spune să schimbe afișul, că am zis eu, să spună Marius Florea Vizante. Și de atunci așa mă cheamă. Madonna, știi? Prins. Vizante. Foarte grea asta. Tot de la meșterul Beligan. Deci nașul... Da, 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 că zici, mă, nu puneam eu porecla mea. Era o porecla de cartier. Din... Dar nu-mi iese nicio, ți-a dat... Dar avea dreptate. Ți-a dat figurație. Avea dreptate. Da, că unde ești, că nu te regăsim. Da. Vizante se rămâne în ureche, e obraznic, e înțepător, e da, altceva. Da, și tot timpul el, știi, mă, pe Vizante? Da, e... Aproape că unul... E înțepător. Cum mai cheamă, mă? Da. Că îl mai cheamă cumva, până la Marius Florea, bă, Vizante. Da, bine, aici, asta e mai minus, da. Asta e mai minus. Asta era fix între a 8-a. Aveam 14 ani poza de buletin. Asta e poza de buletin. Cu asta n-agățai mult cu asta. Băi, crede-mă, foarte mulți ani din viața mea, eu am fost doar cel mai bun confident al fetelor pe care le iubeam. Da, ce bună și asta, da. Ai fost confidentul cel mai bun multor fete, știi? Dar pe tu care le iubeai. Și le zici, nu vrei să fim prieteni? Păi nu, stai să-ți spun, că mai am și o variantă. Mai am și altă. Nu exista varianta B. Multă tot timpul vreme. Ai fost COVID, da? Aproape îți tot destăinuiau... timpul. Până când știți că trebuie să răzbun toți anii. Da. Și te-ai făcut așa, los da, de... Los de bache, da. Street Boys, cum zic spaniolii, știi? Aici deja am Adelin făcut Petrișor. Pasul. Ce vorbești, mă? Fii atent, poza asta-i făcut în Venezuela. De Venezuela, de verdad? Venezuela, da. Sí, de pero, verdad. Dar de ochelarii ăștia de unde îi ai? Ochelarii modelul ăsta așa. Fii atent, mi-a dat un amic de generație, arhitect la ora asta, tot așa dintr-o familie bună, pe care îi moștenise de la bunicul lui. Că vezi, dacă te uiți atent, brațele se spărsese practic ăla, da. Și i-am învelit eu cu sfoară, că n-avea ce să le fac pe vremea aia. Dar îi purtam și ăștia mi-au definit cumva așa, da. Și vizante, ochelarii la John Lennon. Dar ramele chiar foarte vechi, de până anii 30. Dar nimeni nu te-a văzut cu alt tip de ochelari. Ai avut și alt tip de ochelari? Păi na, uite, acum am. Păi tot rotund, da, John Lennon. Sunt, da, mai altfel, da, da, da. Adică n-ai avut ochelarii. Acum e confuzia că noua generație crede că sunt ochelari Harry Potter, știi? N-ai prea mai știind de John Lennon. S-a schimbat, da. S-au schimbat generația. Da, da, da. Venezuela. Venezuela, da, asta e o poveste foarte frumoasă. 30 de ani. Pe asta se întâmpla în poza asta, este spun și clar, când a fost făcută în 1996.
În 1995, anul 2, Congresul Mondial al Școlilor de Statul în Venezuela, am cunoscut o fată. Venezuelan. Ta-na! Și am vreo 3 zile. Telenovela, telenovela. Telenovela, de verdad. De verdad. Coño. grande, gigantica. Unde ai cunoscut acolo? Acolo, la festival. Era de obârșie de acolo? Ea era venezuelancă și venise să asiste la festival, să vadă ce se întâmplă, fiind studentă la actorie la IATC-ul lor. Exact, în Caracas. Și acolo s-am făcut un cud de fudră cu tare, ne-am iubit, ne-am așa tineretă, nu știu ce cu tare, și m-am cărat acasă. Din vorbă în vorbă, când se măcar, tot îmi spune că ea se duce vara sau așa, când își face câteva, se duce pe la New York sau pe nu știu unde, și câteva zile. Și zic, păi stai un puțin, dar nu, în Europa ai fost? Nu. Păi hai, România, nu e chiar Europa, dar e totuși ceva Europa. Ne mai vedem și ai și ghid. Stai la mine acasă, nu plătești cazarea, că na, știu că avionul e mai scump. Dar la New York ai mai fost. Bă, și nu zici că după nu cât timp mă sună pe telefonul fix. Vezi că în ziua de la ora de aterizez cu zborul cu tare pe Otopeni, așteaptă-mă. Deci să zicem ce iubire a fost în capul la femeia aia. Dezvoltat armoniosia. Frumușică, dar delicată. Nu genul de dansatoare la bară. Și a venit aici? Bă, ești nebun, ești de seama cât de oarbă e dragostea. Deci după 3 zile, 7000 de kilometri. După 3 zile mai ai făcut 3 ceva zile, bine și tu. S-a suit în avion, eu știu ce hai să mai zic. S-a suit în avion și a venit în Burundi, din Banuatu, în Djibouti. Îți dai seama, bar n-am știut ce e România în 96-95. Cum se petrece un festival din ăsta? Voi jucați în română, nu? Da. Bun. Dar fii atent. Se întâmplă că acum, mă rog, acum există inclusiv subtitrare. Sau știu că o să zici că limbajul actorului e universal și așa mai departe. La festivaluri, de obicei, când te duci cu lucruri clasice, cu lucruri cunoscute. Oricine nu știe lecția de Eugen Ionescu, sau cine nu știe Shakespeare, sau cine nu știe Molière, sau cine nu știe... Bun, dar joci în română. Vorbim de oameni de specialitate, sigur, joci în română, da. Și acolo el îl traduce. Da sau nu, pentru că tu știi spectacolul. Știu, dacă vreau să fiu rătăcios, Shakespeare în germană nu e același lucru. Fără îndoială, dar să știi că am văzut niște actoricesc e același, clar. Am văzut niște spectacole interesante și în maghiară, geniale, și în germană, și în ce vrei tu. Bine, tu te uiți cu ochii profesionistului la jocul. Nu te-ai vorba de ce vezi, la jocul joacă, de regie, de ideile pe care le transmite spectacolul. Sunt foarte multe lucruri. Am văzut un Shakespeare, de exemplu, multicultural, cu actori din care vorbeau în engleză, în franceză, în spaniolă, în germană, în ungurește, fiecare vorbea în limba lui. Și ei jucau fiecare vorbind în limba lui natală. Și a fost genial. E bun asta. Una 12-a noapte am văzut. Genial spectacol, genială găselniță. Fiecare pe limba lui. Da, că e o găselniță genială, că se potrivea cu piesa, că piesa se întâmplă în Iliria, într-un spațiu care nu există. E imaginar și evident că atunci ne putem că imagina că poate să fie oricum. Unui regizor șmecheraș. Ia veniți, mă! Da. Trebuie să te ducă un pic. Și fii atent, adică e foarte frumoasă povestea. A venit în România. Bă, și s-a dezvoltat o mega poveste de amor. Deci, dragoste transoceanică. Anul următor, în 96, vine din nou. Ah. Și vine și de Paște. Atunci am fost la un festival chiar în Budapesta cu ea. Și vine vara. Și acum ce dracu să fac? Să mă duc și eu în Venezuela. Cu ce? Că n-avea bani să trec strada. Înțelegi? De-abia nu intrasem, sau de-abia intrasem în vouă. Dar iartă-mă, pe vremea aia cum corespondați? Pe ce? Pe telefon. Care telefon? Fix? Da, pe ne stabileam clar la ce oră, în ce zi, în măsură. Păi era și o lecuță, deranja fus orar. Odată pe lună, la ora X, stăteam lângă telefon, nu se atingea nimeni de telefon. Suna cineva, zic, suna telefon, mam. Stăteam nemișcat lângă telefon, dar știa toată familia. Ai mie, păi, cum, nu se mai, da, nu se mai apropia nimeni de telefonul fix. Cum? Și fii atent ce am făcut. Ea și cu prietena ei au inventat cu Antet, cu tot, nu știu, un festival de teatru pentru tineret. Nu cred. În Caracas. Și mi-au trimis invitație oficială la facultate. Pentru domnul... Pe fax. Da. Că să vin, că în urma festivalului așa, să vin să țin un curs de improvizație ca metodă de creație și nu știu ce pentru festival de tineret din Caracas organizat de ei, de asociația lor, pe care au inventat-o pe loc, au făcut o asociație. Da. Se făcea în 10 minute, deci făcea o asociație culturală, înțelegi? Să-l salvăm. Deci iată că astfel de lucruri nu s-au născut în România. M-am dus cu hârtia aia și am aplicat la Soros. Nu care mi-au plătit biletul de avion. Zis, domnule, dar se poate să se piardă un conferențiar? Și mi-au plătit biletul de avion. Bună asta. Iertați-mă. Da. Dar a meritat. A meritat. E prea frumoasă. Și cum s-a rupt? Și atunci m-am dus pe banii lui Soros și am ajuns și aici în Venezuela cu ea. Și povestea de amor cum s-a terminat, pentru că
Nu erau prea milioane de kilometri între noi, eu deja eram anul 4, ea era și studentă și la stomatologie în același timp. Nu v-ați și mai s-a regăsit? Terminat cu, bă, te iubesc, mă topesc, dar nu putem. Nu v-ați mai regăsit? Nu, am mai vorbit câțiva ani la telefon, din ce în ce mai rar, de câteva ori pe Facebook. Și acum suntem prieteni pe Facebook, dar nu vorbim, ci pur și simplu știm că există unul. De ce nu vrem să interferăm? Cine știe? Doamne ferește. Da. Dacă se mai trezește ceva în noi. Bravo, bravo. S-a terminat. Iar mai face un antet, iar... Nu, dar da. Băi, fiecare are viața visul lui, frumos s-a lui. Terminat. Corect. La revedere, s-a terminat. Corect. Nu, dar chiar s-a terminat, adică în momentul ăsta nu mai simt ce simțeam atunci. Sigur, ca actor am exercițiu, pot să-mi retrezesc amintirile emoționale, dar nu le mai am acum. Nu mai trăiesc emoții. Te-ai răcit. Păi sigur, normal, da, firește. Am urmat câțiva ani, am umblat cam ce am parliu pe străzi, n-am prea fost capabil să mă îndrăgostesc câțiva ani, știi? Mi s-a cam anulat posibilitatea asta, până când am dat de nevastă mea. De puta madre. Mi-a rupt capul și s-a terminat. Îți dau vezi în joc. Mai avem pozuțe? Ia. Yeah. Deja aici. Opera artistului. Dar iar nu te recunoști. Într-un fel, da, asta, știi de ce? Uite, și asta îmi place, de-aia îmi place. Pentru că este ochiul artistului care m-a fotografiat. Nu e un fotograf oarecare, este un artist fotograf, Simion Buia. Să vede, e altceva. Care a făcut un întreg proiect cu actori români. Deci foarte mulți dintre actorii români sunt imortalizați în modul specific Buia. Și uite, asta este, așa mă vede el pe mine. Știi? Da. De asta zic, asta aștept și de la, și de la regizori. Să mă vadă într-un... Spune-mi, de ce m-ai luat pe mine? Ce vezi tu la mine? Provoacă-mă, fă-mă să devin creativ. Că așa cum am mai făcut, știu. M-am plictisit. Ăsta este, dacă vrei, opera de maturitate. Mă rog, dacă se poate vorbi așa ceva la mine. Încercarea de opera de maturitate. Cumva, în așteptarea acelui regizor care să mă surprindă și care nu prea vine, am zis că e timpul să îmi fac și eu un one-man show. Doar că ești atât de complex încât se cheamă Oameni Show, dacă vezi. Da, da. Și asta și pentru că eu joc mai multe roluri, dar și pentru că sunt mai mulți oameni în scenă. Nu sunt singur, m-am înconjurat de artiști. Partea de ce înseamnă vizual și așa mai departe e făcută de un mare artist plastic pe care vi-l recomand. Și dacă e să luați azi lucrări de la el, pentru că de mâine nu vă mai permite, îl cheamă Daniel Rădulescu. De asemenea, am o muziciană, Simona Strungaru, care face tot peisajul sonor în live, din scenă, da? La spectacol. Și l-am pe acest Gabriel Vatavu, care sigur, din păcate, joacă foarte puțin, că e one man show de fapt, dar mă ajută cu tot ce înseamnă sincronizarea proiecției cu ce joc eu. Foarte tare. Na. Iar ăsta e cel dinainte și da, personajul clasicul Dorin Zidaru, pe care l-am lansat în pandemie. Asta e un alt personaj din spectacol. Asta este un sinucigaș. Mai vine ideea... lumea la teatru, domnul Vizan? Da, domnule, e plin. Din nou e plin, sună, bravo, mersi. Sună telefonul mobil? Sună, da. Da, vine lumea la teatru, sigur vine lumea nu la teatru. Nu zic, sună telefonul mobil în timp ce... Mai sună. Dar suntem și noi pregătiți cu cioace. Na. Da? Da. Câteodată la unele spectacole unde se poate, sună telefonul în sală, iau și eu telefonul, mă uim, și când se oprește, fac și eu. Alo? 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 Ce n-ai simțit? Aplauze, urale. Eu zic că e foarte bună. Asta e imensă. Știi? Da. Bună. Da. Sau mai am tot așa. Alo. Și mă întreabă cine. Cine era? Care i-a aranjat. De cine era? Un nimeni. Nu, nimeni, zic eu. Păi corect. Doar un nimeni putea să sune la ora asta. Suntem răi. Nu vă lăsați nici voi. Asta sunt eu. Ca unde ai fost? Unde vă vedeți, domnul Vizante? Peste cât? Asta aștept. Peste cât vă vedeți? Băi, îți mărturisesc că doresc să mă ușchiez repede, să nu chinui pe cineva și nici eu să nu mă chinui, că e oribil. S-a chinuit? S-a chinuit mult. A chinuit pe cineva. Bravo lui! Deci, acum, pentru că mi-imaginez că totuși mai e ceva înainte, vreau să mă ușchiesc la timp, de fapt asta e, la timp și repede, și până atunci aștept provocări, aștept provincii, aștept ce vrei tu, intervenția divină, să mă mute din nou undeva sau altceva. Noi, actorii, suntem creatori secunzi în cea mai mare parte a timpului. Noi nu determinăm lucrurile. Bun, ok, în cazul de față sunt artist prim pentru că eu am scris spectacolul, eu am făcut tot conceptul, regia, cum ar veni, eu am ocupat de costume, eu le-am spus... Să nu mai dai bani în alții, ai zgârcit, am înțeles. Nu, că i-a dat teatru de comedie, nu eu. Eu am lucrat pe gratis, că eram la serviciu.
Corect. Deci pe gratis, pardon, pe salar. Pe salar. La, noi avem salar și indiferent cât de mult sau puțin joci, cât de bine sau prost joci, e același salariu lunar. Sunt actori care nu joacă nimic de 2-3 ani și au salariu, stai liniștit. Sau alții care spun doar boieții, boierii, păscării. Și au același salariu cu unul care joacă numai rolul principal. Păi și e corect asta? Păi nu e corect, dar au trecut 33, să fac 34 de ani și legea e aia de pe 86, păi legea muncii. Mediatria apare dintr-un secol. Exact, da. Da. E dublu vieții lui Fime. Da, da. Puțin înainte. Da. Ce să mai vorbim? Luăm un film de-al nostru, din toate timpurile, de la 1911, de la Amor Fatal. Tu al câtelea ai fost? Al cincilea parcă e Independența României. Al pentru istorie. Mine? Nu, în istorie ca film. Independența României. Cu... Nu, este primul film de lungmetraj din lume. Din lume. Primul film de lungmetraj din lume. Alte erau filmate prin grădini, vodeviluri. Ideea așa, la perioadă, deci vorbim de 1911-1912, erau doar mici filmulețe și care de obicei erau un fel de emisiuni de știri, dacă vrei, sau mici gaguri mute. Dar erau chestii de câteva minuțele. Da. Gumon făcea de până la 14 minute și erau mute, erau imagini cu scris și erau imagini de la încoronare, de la parada de nu știu ce, de la târgul de nu știu ce, de la mare expoziție, un fel de știri, dacă vrei, care se dădeau în sălile de spectacol înainte de spectacole de revistă, jurnalul era, înainte de un film super polițistul, îți băga. Astea erau filmulețe mute. Și astea aveau toate câteva minute. Gumon ajungea la un 15 minute, dacă era ceva interesant. Dar ceva care să fie unitar, cap coadă, să aibă o poveste, cu scenariu, și așa mai departe, mai lung de 10-12 minute, 15 poftim, la epocă nu exista. Iar asta avea 2 ore 20. Sau 2 ore 40, nu mai țin minte acum. Și asta a fost ideea acestui copil nebun, că de-aia cumva semăn sau de-aia m-am și distribuit, că și spiritul meu nebun de frondă și de inconștiență semăna cu al acestui Grigore Brezeanu, puși de 19 ani, care a fost vizionar și care a murit, a zis pentru că s-a îmbolnăvit de o gripă. Tuberculoză, o tuberculoză. Da, mă rog. Da, a murit până în 20 de ani. Tânăr, foarte tânăr. Dar pe vremea aia, știi, acum e foarte simplu de... Și spui, mă, și ce mare lucru a făcut. Să ne gândim că suntem în 1911. Și dacă că nici războiul, nu avem nici unire. În perioada aia, oricum, acestea erau niște distracții de cea mai joasă speță. Adică a te gândi că un actor joacă în așa ceva sau apare în asemenea imagine era ca și când e zice că se prostituează la propriu. Adică face prostituție, punct. Adică erau la egalitate. Nu erau cu nimic mai sus. Și cu toate astea, băiatul a fost vizionar. Și a zis, nu, domnule, noi nu facem lucruri ieftine. Și de-aia a luat actor de la Național, actorul care ulterior a și jucat Hamlet la Teatrul Național. Joacă în filmul ăsta mut, în Respoi Bine, Independenții. El când a făcut Amor Fatal e cu Toni și cu Lucia Sturzabulandra. Da. Mi se pare că l-a făcut el Amor Fatal. Sincer, nu mai știu dacă el este. Grig Brezeanu. Da. Asta nu mai știu, da. 1911, că e considerat primul film românesc. Adică cel puțin în... Da, dar nu e lung. Da. Nu e lung. El s-a mai păstrat ceva din el? Nimic, nu? Din Amor Fatal cred că găsești doar câteva secvențe. Nu, din Amor Fatal nu. De Război Independență există multe secvențe. Deci există secvențe, da. Există multe secvențe. Cred că este aproape integral. La finalul filmului, sunt câteva imagini din original. Acum pe final. Luăm un film românesc. Așa. Din toate timpurile. Îl traducem în engleză. Și el trebuie să candideze la Oscar. Ce film luăm? Adică să aibă și șanse, nu luăm unul, că domnule, luăm unul și-l traducem. Păi sunt multe care au șanse la Oscar. Eu am crezut întotdeauna că Restul e tăcere are șanse, pentru că e un film universal. Nu e despre români. E despre nemurire. N-ai voie cu tine în el. Dar lasă-mă pe mine, mă. N-ai Ziceam voie. Că a jucat altcineva în filmul ăla. Înțelegi ce zic? El ca film în sine vorbește despre nemurire. Despre faptul că un copil de 19 ani sau cum joacă Ioana Bulcă, că o joacă pe Marea Restiția Romanescu, care zice că noi ca actori murim și nu ne mai ține minte decât aia care ne-au văzut, dar în film rămânem nemuritori. Înțelegi? E un film despre nemurire, este un film despre nebunia creației, despre nemurirea actului creator și așa mai departe. Asta e frumos în film, nu că am jucat eu. Dau un exemplu oarecare. Tradul că nu e despre România. Întâmplător se întâmplă în România. Știi? Da. Actorul și sălbaticii, dacă vrei. Deși acolo sunt lucruri discutabile. Dar discursul lui este absolut universal, este despre totalitarism, despre puterea satirei. Este un Chaplin în dictatorul sau ceva. Dacă vrei. De ce n-ar fi?
Sunt multe filme așa. Balanța mi-a plăcut mie. Nu știu cât ține afară, pentru că vorbește de ceva punctual. Dar tot despre totalitarism vorbește Balanța. Doar că e punctual. Să înțeles, să fi trăit treburile astea. Dar astea două, așa că mi-au venit primele la mână. Nu am eu atâta cultură cinematografică. Ai lăsat, dar sigur sunt mai multe. Poartea lui Ipu? Poate fi. Poate fi. De ce nu? Adică sunt mai multe. Ca joc? Da, 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 da. Sunt multe. Adică, sincer, nu pot să zic unul. Vezi că asta e și foarte greu. Noi avem tendința asta și, în general, ce înseamnă societatea modernă, că e televiziune, că e online, că ce vrei tu. Toată educația asta ne cere repede, concis și, eventual, rețetă. Sau pe clasament. Să fii clasificabil. Da, 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 da. Să fii în top. Da. Se face un top. Un top 3, da. Hai, dar, păi, știi, și cum, în ce ordine le pui sau cum. Și nu, și sunt 3, sunt 10. E foarte greu, pentru că, de fapt, sunt foarte multe lucruri care îți plac. Da, dar, de exemplu, un film poți să spui că ai tu. A, eu tu, că am unul preferat, tu, mai aproape de inimă decât, da, altul. Care e? Habar n-am, nu știu, sunt... Nu de al nostru, din... Să spui, uite, cum ai fost la... Once upon a time in America, cu ăsta am crescut, să zicem. Te-ai dus departe. Pe cu ăsta am crescut. Tu n-ai avut superpolițistul, Superman și ăstea? Nu. Nu. Nu sunt genul meu și nici SF-urile. Acum mai nu mă uit așa, din curiozitate. Nu înțeleg pasiunea pentru SF. Dacă eu nu cred că se poate întâmpla ce văd acolo, nu urmăresc. Adică mi se pare doar așa bazm. Și ok, am trecut de perioada bazmelor. Dacă SF-ul dă senzația că chiar se poate întâmpla așa, da, îl urmăresc. Dar cu Once Upon a Time am crescut. Ce vrei? Ăsta l-am văzut așa, primul pe casetă, tare de tot, l-am văzut de 10 ori în 2 zile. În mașină ce muzică asculți? Dacă mergem acum și dăm drumul? În general rock. Zi unii să auzim și noi, de să fie auzit și noi. A, ce nu? Rock! Stai liniștit, rock, da? Rock. Uite, de exemplu, ascult Sport Total FM, ca am voie să spun, pentru că pun muzică bună. Și jazz-uri bune, și rock-uri bune. Nu am casetele mele, cum era pe vremuri, da, CD-urile mele cu muzică, mai ales că nu merg foarte mult cu mașina. Încerc să merg cât mai puțin cu mașina. Și atunci, evident, e o soluție radio-ul și zapez. Dar, în principiu, să zicem, în partea asta mai rock, jazz, rock, sau lucruri interesante, mai noi, aș prefera să aud. În niciun caz de-astea mainstream. Deci tot să moare dacă nu zici că sunt călcați un pic, spouțe. Deci, pe bune, 90% din muzica de la radio sunt niște coileși. Nu vrei trapperi? Nu, bă, nu e vârsta mea. Dar atunci când erai în pozele cu Backstreet Boys, pe ce rupeai? Mai ții minte, acum 20-30 de ani? Nebunule, păi cum? A apărut Metallica 91. Păi unde cu perișorul ăla așa oxigenat? Cu perișorul ăla 93. Păi și ascultai Metallica așa? În 91 când a apărut am avut casetă cu 91 de la colegul meu de industrial 20. Păi stai, mă, nu trebuia să arăt, eu aveam în suflet. Ce vorbești, mă? Du-te, mă, de aici. Că eu mergea și Depeș. Îmi plăcea. Păi și de ce? Dar nu mă îmbrăcam ca depeșarii sau ca rockerii. Păi adică n-am fost niciodată acum, într-o modă. Anul viitor, a, fel, ca să iarăși o chestie foarte tare pe care o tot spun. Că oamenii cumva ne judecă foarte greșit pe noi actorii, din mai multe puncte de vedere, inclusiv ăsta. Cu cât ești mai special tu, cât ai o personalitate mai specială, e foarte greu să te duci spre roluri. Practic, tragi rolurile la cum ești tu, că ești foarte special deja. Ori un actor, ca să fie cât mai volatil și cât, nu volatil, cât mai, cum să zic, versatil e cuvântul, cât mai, așa, ar trebui să fie cumva la mijloc, să se poată duce în cât mai multe direcții. Și dacă tu deja ești hâț într-o direcție, e foarte greu. Să întoarcă în partea ilaltă. De-aia, de exemplu, Florin Piersic e atât de special, că nu poți să-l vezi decât pe el. Nu-l vezi, știi cum să zic? Deși el a făcut niște roluri de compoziție foarte tari. Dacă ai idee, el ca personaj e foarte... Horațiu, la fel. N-ai cum, e el, îl vezi pe Horațiu, nu mai vezi personajul. Știi, au personații atât de puternice. Toma Caragiul, știi, cumva. Corect. Asta e una. Și doi, deci de asta spun că eu nu vreau să fiu eu în viața particulară super wow, ceva. Nu. Eu vreau să fiu când fac rolul. Eu vreau să fiu cel mai vesel în culise. Nu pe scenă. Și de multe ori îmi vine, haide mă, că ce ești așa? Păi așa sunt acum. Păi și nu, asta fac la teatru. Acum nu sunt la serviciu. Sunt așa, da, cum sunt acum. Da, la tine e și greu, că bă, e vizante ăla de ne face, da, să râdem. Bun, ok, da. Și acum, uite, e un mâhnit, vorba. Da, este cu mâhniți. Au venit toți mâhniții. Da. Și a doua, haide mă, bagă și tu minciună, bagă și tu ceva, minte și tu că ești actor, ce dracu, te pricepi. Wrong. Greșit. Două cuvinte vă zic. Greșit. Noi ne luptăm cum naiba să spunem să fim mai adevărați. Noi tot timpul suntem în căutarea adevărului. Eu vreau să fiu cât mai autentic, că atunci mă crezi. Nu?
corect. Tu ca spectator trebuie să crezi că sunt altcinea, să uiți că sunt Vizante și că sunt ăla care joacă. Sunt personajul ăla. Ca să poți să suferi cu mine, să empatizezi cu mine, trebuie să mă crezi. Corect. Știi? Și atunci eu sunt tot timpul în căutare adevăr. Noi asta căutăm. Adevărul personajului, autenticitatea momentului. Eu chiar în scenă să mă apuce plânsul pe bune. Nu să mă fac că plâng. Da, mimez că... Deci noi căutăm adevărul, nu minciuna. Corect. Ce să-ți dorim? Sănătate s-a dat. Toți vor sănătate. Asta super, nu, s-a Doamne dat. Ajută. S-a dat. Bă, uite regizori care să mă... sau oameni care să mă vadă altfel decât mă văd eu. Ai avut parte de ei? Am avut, sigur. Deci da? Există pe... Sigur. Uite, de exemplu, unul cu care am făcut multe astfel de lucruri a fost Gelu Cojac și Vlad Masaci. Și Cojar, de ce nu? Și Ion Cojar. De exemplu, gândește-te că la Cojar am jucat în anul 4 Agamiță Dandanache. Da, clasic, cu machiaj de boșorog. Agamiță Dandanache în anul 4. Ai văzut cum arătam? Și tot la Cojar am jucat Sancho Panza. Da? Da? Uite, cu Ștefan Iordache iarăși, îmi pare rău. Am repetat 2 ani și n-am mai jucat cu el. Dar n-ai nimeni niciunul. Ai ba da, ai... cum? Păi, dar nu ți-am zis. Albulescu, Mișu Fotino, da. Marcel Iureș, George Mihăiță. Mihai. Da, George Mihai. Dar sunt mulți, o să uit da. Mulți. Mariana Mihuț. Sunt foarte mulți pe care o să-i uit sau să-i netrățesc. Teodosiu, Gabriela Popescu, zi, că nu uit. O să uit pe mulți și o să mă înjure că nu ne-am zis numele. Imens și... Știi? Dar uite cu Ștefan Iordache am repetat. Imens și Ștefan Iordache. Hai de capul meu. Hai, ce vorbim aici? Don Quixote. Și n-am mai apucat. Dar am jucat cu Virgil Ogășanu în Don Quixote, în locul lui Iordache. Corect. Păi, deci deci asta îți dorești, să găsești regizorul? Regizor, ca să de exemplu, la Vlad Masaci am jucat Petrică Zugravu, care a devenit ulterior Dorin Zidaru, da? Dar am jucat și profesorul Kierjentsev, un nebun profesor universitar care inventează Frankenstein. Tot la el am jucat profesorul din lecția. Știi? Sau un Arlecchino, Valer, în Molière. Total diferite rolurile. Pochelin, domnul Pochelin. Știi? Jean-Baptiste, da. Bă, și așa, adică ăștia sunt oamenii care m-au provocat. Știi? Punem punct? Păi, punem punct, da. N-au trecut mult 2 ore. Băi, să fie primite, să taie. Nu de se taie nimic. Emisiunea asta se face ca la așa urma. Nu se taie nimic. Să taie asperitățile alea prăjite. Nu se taie nimic, așa merge la... Treaba ta. Punem punct aici. A, deci tu nu vrei rating. Nu. A, bravo, bine că m-ai chemat pe mine. Da. Punem capăt revistei de etnografie și folclor, cum era Miorița, revistă de etnografie și folclor. Trebuie să mulțumesc și eu la oamenii ăștia. Felicitări, arată foarte bine. Ia și ser, că nu e butaforie, cum ești tu obișnuit. Suflori mai există? Le dai și adresa mea. Da. Le dai adresa mea. Suflori mai există? La unele. La unele e foarte greu că ți se aude în sală. Nu mai șade băiatul ăla în gaură? Nu mai există gaură. Nu mai nici la gaură nu mai dă atât. Da. A stricat și teatrul ăsta, mâine, Nicule, ați făcut o ditrat. Mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Dragi prieteni, Uribetu ca totdeauna alături. Măsuța și cu Badabumu, Măsuța de la UD Bucovina, Badabum cumpere de plăcere și bineînțeles că ne apucăm acum, că de aia terminăm, că nu le lăsăm așa. Hai să terminăm o dată, lasă textele astea, ne apucăm și de atelierul de tart. Nu uităm niciodată, asta o zic tot timpul, deci nu e numai acum, că cea mai irosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am râs. Am mai zis că e șanfor, nu e Chaplin. Chaplin a pârlit-o de la șanfor. Mii de mulțumiri, toate cele bune, la revedere. Și acum îți mai dau una pe care sper să o pui cu bip. O zi în care n-ai f*** nimic, e o zi pierdută. Și o zi în care n-ai pierdut nimic, e o zi f***ută.